Suntem Montano și prietenii săi. Podcast nu futilități! Caniculă mare, bibicule, varul ce se sparge de mal, care este o mare de iubire. Seară bună, Silviu Munteanu, sunt, am ocupat vastele studiouri Radio 7 pe 103 cu 4 FM. Suntem și video pe YouTube, canalul 13 TV, sigla cu pisică neagră. Dacă tot vă uitați la noi, un subscribe, dar și un like ar fi foarte apreciate și ne-ar face mai vizibil. Cumva în ultimele două săptămâni parcă am fost lovit de... Uh, sunt dovada vie că există un zeu al rock and roll-ului. Printr-un manual al întâmplărilor m-am aflat la o, sala de repetiții la una din trupele mele preferate românești, Roadkill Soda, după care am ajuns și am văzut Kiss, după care am văzut The Dead Daisies și Judas Priest și două zile mai târziu mă aflu cu aceste legende în studio pentru că facem un podcast eveniment. Nuțolteanu Olteanu și Nelu Dumitrescu, Membrii fondatorii Iris, bună seara domnilor, bine ați venit! Bună seara și bine ați venit! Mi-am amintit zilele trecute că în anul de grație 1990, când v-au ars instrumentele, am donat niște bani. Aveți să-mi dați niște bani înapoi. <laughs> că adică am dat vreo sută de lei atunci. Zic, uite mă săracii ce au pățit trupa mea de suflet. Ce faceți? Da. Uh, asta cu... Bine ai venit cu, în România! Bine, bine v-am găsit și salutări tuturor! Uh, bine, 90 eu cântam cu holograf, așa că am chestia înțeles cu am pe mine, eu nu mă simt atât. Da? Uh, ce să fac? Am venit în concediu, în primul rând, cu familia, dar uh, pentru că așa mi-e firea și virusul ăsta cu rocul, îl am și o să-l port toată viața, nu pot să stau chiar așa, pe uscat, așa că uh, am venit ieri de la Bușteni, unde am familia și mi-am luat colegii din Suedia, de la aeroport. Am tras o repetiție la The Pub. Uh, o să cântăm uh, în seara asta acolo și după am că... Cântat că... deja? Da, am cântat <laughs> deja. Și după aia plecăm la Brezoi, unde o să avem uh, un spectacol pe data de 22, deci vineri, acum. Și o să fie și o cântare cu Iris. O să fie și o cântare pe data de a 4, să vorbim dacă am înțeles. Pe bine. 4 august. Da, la spune, domnul H. spune la, a spus, la Bărăria H. Aha, și o terasă, am înțeles, frumoasă, așa că... O să fie o intrare care care... liberă? Parcă mai să mai fac ah. și intrare liberă, nu știu. Ah, cred că liberă este, dar trebuie mm. să rezervăm masă. Să fac cu rezervă. Na, un alt aspect care m-a amuzat, fiind atent totuși la istoria Iris, m-am uitat un pic în ultimele zile. Eu nu știam că voi ați avut și vocalistă la un moment dat. Da, și după părerea mea, una dintre cele mai bune vocaliste de rock care le-a avut România și îmi pare nespus de rău că n-am mai auzit nimic despre numele ăsta, Sanda Lăcătușu Pe vremea era un copil, așa că noi am avut un bun prieten care... A, a, murit săracul Costas Caracostas, care era ca un fel de dădacă pentru ea, pentru că ea chiar avea 15 ani, cred. dormea la mine am luat-o de la părinții ei, părinții și eu? ca și da, cum sigur. aș fi fost pe hârtie. Ai grijă, răspuns, dormea la mine acasă și la ce era. Știi ce sunt foarte curios în ceea ce vă privește? Voi sunteți membrii fondatori ai formației Iris, care s-a întâmplat în anul de grație 77 sau mai devreme chiar. 75, mai devreme, 75 da. când m-am născut eu, iată. Uh, și uh, sunt curios în ce context v-ați cunoscut? Eu. Că fiecare era cu instrumentele Iar. lui Bănuiesc și la un moment dat erau niște gășculițe, erau cum... Am mai povestit de multe ori și povestesc și acum pentru generațiile care nu mai știu cum cum a luat ființa această trupă. Eu aveam un vecin în blocul în care locuiam, care avea muzica asta ciudată pentru mai toți românii, pentru că noi pe vremea aia n-ascultam decât ce se dădea de la radio și la televizor, care era de la ora 8 la ora 12. Sau minte, da, nu, dar asta era mult înainte să fie chiar nebunia aia. Dar în orice caz era o muzică pe care noi nu auzeam, că nu aveam unde. Dar era e... un soi de melancolie muzica e ușoară, și așa, pe bizarre. mine m-a atras chestia asta ca un magnet. Mi-am mi -am luat inima în dins pentru că băiatul era deja student uh, și eu eram mult mai mic decât el. Și am zis, Gheorghiță, te rog frumos să imprimăm și mie. Aveam două casete cu... cu să știi că poți să le strici pe da, toate. Simte-te ca pe scenă. Da, am avut așa un exces de energie. Și asta a făcut. Mi-a imprimat două casete, nu chiar așa ușor. Mi-a zis, băi, păi zice, ce, ce -ți trebuie asta? Știi tu măcar cine e Jimi Hendrix, deci Hendrix încă nu murise. Uh, și am zis, Gheorghiță, nu știu, dar poate tocmai de asta e bine. În primul că vreau să știu și eu. Și probabil că răspunsul ăsta l-a atins undeva că a zis, hai, dă încoace. Mi-a imprimat și tot am început să ascult, ascult, pentru că altele n-aveam, le tot ascultam până când s-a întâmplat ca un fel de click, așa, și mă culcam și îmi veneau în cap toate solurile astea a lui Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath și toate trupele mari din Cream, Grand Funk Railroad. După aia le ștergeam și mi-imprimea altceva și Uh, am simțit la un moment dat că trebuie să fac o încercare și am tot rugat pe ai mei, aș vrea să îmi cumpărați o chitară, electrică, normal. Și mi-a bine, dar costă, nu știu ce. Până la urmă mi-au cumpărat o chitară electrică românească, pentru că altceva nu exista pe piața asta. Dar și ce, ce mai era Star, Star 2. Uh -huh. Era și Star 3 cu 3 doze, dar aia era mult mai scump, așa că mi-au luat star 2. Eu am fost foarte mulțumit. Și era și cu tremolo, cu toate? Cu tot ce trebuie, sigur că da. Și normal că se dezacorda ca dracu și asta. Și numai uh, corzile erau corzi din alea reghin foarte groase, nu puteai să întinzi de ele. Dar noi totuși aveam imaginație pentru că la scurt timp am zis, băi, bă, fii atent că are unul niște sârmă. Sârmă de la avioane care e mult mai subțire decât miul de la chitar și face așa. Îl pui sârmă din aia în loc de mii pui mi un loc de si și tot așa de calai și erau mult mai, mai moi mai și prietenoase, și, da? prietenoase și puteai să întinzi de corzi și, și așa fără să vezi, fără, doar să asculți și să-ți dai seama cam cum poate cum pot chitariști ăștia mari să să facă mecanic ca să sune în felul ăsta și câteodată îți mai arăta dacă era binevoitor un chitarist mai mare Dar ce Se amplificator întâmpla? aveai? Uh, trebuia să ai și un amplificator. Aveam ceva cunoștințe de electronică, așa că știam că amplificator trebuie să aibă mai orice aparat care l-ai în casă, așa că aveam un radio albatros și lipeam firele undeva acolo și foloseam amplificatorul aparatului de radio. Așa a început. Uh, după... Știu că erau niște difuzoare rusești la radiourile rusești care au foarte bune pentru... <laughs> Da, nu, asta a fost la început de tot, după care am trecut pe, băgam pe imprimare la un uh, magnetofon de statesla Tesla și acolo puteai chiar să-i mărești gain și aveai și un fel de, mm. de, de distorsiune de asta controlată. Era o chestie maximă. Dar ce vreau să spun că la scurtă vreme după ce mi-am luat eu chitară, colegul meu de bancă, Emil Lechințeanu, a fost aproape obligat să-și cumpere un bas, că a zis, dacă mi-a luat o chitară, tu trebuie să-ți iei bas, normal, ca să putem să facem o formație. Deja a început să... Se... Eras la liceu? Nu, Sau era, eram generală. chiar la școala generală. Ok. Deci, prin clasa a 7, să zic. A, și după asta, am, pentru că ne-au dat afară de peste tot, întâi din apartament, pentru că volumul creștea de la lună la lună. Păi am stat prin subsol o vreme, până când ne-au dat afară și de acolo subsolul blocului, subsolul blocului. După care a trebuit să ne găsim un loc și undeva pe șoseaua Alteniței era o fabrică, se chema ira, ira 3, nu? Era ceva de reparații auto, care aveau și un club. Și la clubul ăla erau niște instrumente care erau într-un hal Doina ne nedescris. Sau... Da, mai știu eu ce... Dar erau niște jafuri de instrumente, dar oricum față de ce aveam noi, era un salt mare. Uh, și un set de tobe. Iar la acel club uh, era și un băiat care se chema Mircea, cu care noi am încercat, am făcut mai multe repetiții, el nu prea era pe stilul ăsta al nostru cu rocu și asta, cânta la anunți, cânta la restaurante și nu, no, nu ne plăcea. Era, erau lumi diferite. Nu era treaba. Până când într-o zi mergem noi acolo și era un alt băiat. Tuns aproape zero pentru că de-abia venise din armată la tobe și mă uit la Emil și zice, ce nu fi băiatul ăsta dar pentru că românul niciodată n-a avut greutăți să creeze o relație și asta ne-am dus și a zis, salut, salut, noi suntem Nuțu și Emil pe tine cum te cheamă? A zis, Nelu, bravo, uite și cam ce muzică asculti tu? Și spre surprinderea noastră a zis păi, Hendrix, Deep Purple Câți ani aveți? Eu? Amândoi, câți ani aveți atunci? Uh -huh. Aveam 20. microfon, Nelu În microfon, 20 de ani și ceva <laughs> Jumate. Deci, dacă terminase armata și eu sunt un pic mai mic decât Nelu, cu 2 ani și Emil era mai mic ca mine cu un an. Așa că ne-am apucat de treabă și am zis, hai să să cântăm ceva. Și cum ți-am zis, tobele alea erau un dezastru, iar pedala când ridicai piciorul venea mult peste, așa, și cu fiecare bătaie el zgărea un pic pe picior. Pe, picior. pe tibie. A, așa. Pe tibie, ca să stabilim exact locul. Cântai visceral în sânge. Așa. A, stai puțin, că după ce am cântat și îl vedeam că este foarte pătruns acolo în, în muzică și nu simțea absolut nimic. Când s-a ascultat de la tobe, cum ai zis, era piciorul făcut varză și el nu simțise nimic. și Ne-am uitat unul la altul, Emil și cu mine și am zis ăsta este simt asta, asta, <laughs> asta simte muzica și am avut dreptate. După mai multă vreme, ne-au dat afară și de la clubul ăla și am ajuns undeva într-un club care se chema Clubul Sindicatelor din Construcții, dacă mi-aduc aminte bine. Și acolo era tot subsol, normal. Deci nicio fereastră. Și mi-am dat eu seama, pentru că eu nu ca aș, eu nu am fost șef niciodată, dar eu eram cel cu urechile mai, mai, mari. Auzeam tot, auzeam ce face basul, auzeam ce fac tobele și chiar dacă eu nu aveam tehnică, dar mă așezam la tobe, că asta a fost Nelu acum câteva zile la mine și ne aduceam aminte exact ce încercăm să facem și acum. Și mă punea la tobe și spune, fii atent, uite așa, ascultam tot ceea ce ne mișca într-un fel și ne producea acea senzație să ți se ridice părul după mâini, după corp. Și dacă nu mă înșel, era asta Camelion, care știe totul Herbie Hancock. Mm -hmm. Era o bătaie de tobă mai, mai Sofisticat. complica, sofisticată. sofisticată. M-am pus la tu fiat în cam așa. Deci noi nu eram numai cu rocul, să zicem, eram cu mai, tot ceea ce ne plăcea nouă și ne deam seama că e bine să știi. Și la fel și cu basul. Eu trebuia de multe ori să-i acordez basul lui Emil, dar Emil avea ceva ceea ce noi doi poate nu aveam. Era acum cu mintea de om matur, cred Emil că. A... Lechințan. Emil Lechințean. Emil mm. Lechințean, sigur, despre el. Sau Brando mai nou. Okay. Ce voiam să spun că el avea capacitatea de a fi concentrat și poate să putea să exerseze 10 ore, de exemplu noaptea se scula și cânta la bas și veneau părinții că dacă era noapte era foarte liniște sau auzea și atunci ce făcea își lua un, un ciorap și îl băga printre corzile de la bas ca să nu se mai audă și făcea mecanic ce trebuia să facă și a doua zi eu care îi arătasem ce să facă rămâneam cu gura căscată pentru că el cânta la bas toate chestiile alea mai bine ca mine la chitară și am a, -a zis cum să... și trebuia să E o fire sportivă și încercam să țin pasul și trebuia să exersez. Așa că la noi dezvoltarea asta tehnică a fost foarte rapidă. În, în trei ani noi eram deja pe scenă. Sau poate și mai puțin. Dar cam așa, să zicem, în trei ani când începusem să cântăm la Petru Fișandur. Și tu dădeai uh, cu vocea într-o primă eu fază. Eu cântam și cu vocea, pentru că eram trio. Nu ești neapărat un vocalist, dar ai un tip de voce foarte caldă. Care mi se pare că se potrivește în toată povestea. Păi asta. E caldă, că, că sunt vreo 26 de grade afară acum și. Nu. nu. <rătă> dar nu. Uh, îți dai seama că la chitară am exersat de, de atunci, de când îți povestesc dar cu vocea, din păcate, n-am exersat și ar fi trebuit ca să fiu un solist bun. Vocea e un instrument și trebuie exersată la fel cum trebuie să exersezi la un instrument, la pian, la dioară, la ce vrei să cânti. Uh, și astăzi cânt. Am luat prima lecție de, de canto înainte să vin în Suedia, că m-am dus la profesoara. Eu sunt profesor de chitară de mulți ani la o școală din Suedia și avem profesor, basistul cu care cânt e profesor la acea școală, și la fel și Toboșaru. Și am fost la profesoara de canturi și am rugat o zic, uite, toată viața zic, am, am exersat la chitară, acum am un festival foarte important. Dăm -mi și mie niște sfaturi așa. am auzit că Și azi e bine, dar erau multe chestii care eu le credeam într-un fel și sunt cu totul altfel, așa că uh -huh. recomand pentru oricine să trebuie de respirație, să se de se de ajute de să spun exact ce, cea, cea care a fost. De ce nu avem pe, timp? Dar și înțeleg de ce, pentru că noi când ne-am apucat de chestia asta aveam, cum ți-am spus, la capitolul instrumente, zero aproape. Efervescența noi... importantă. Așa, noi aveam tinerețea și energia și, țin minte, la Petio Fișandor, practic noi nu aveam decât două difuzoare și un mixer făcut de nu mai știu cine și în partea dreaptă un ciocan care lua firu și mai dădea câte un ciocan în el pentru că se mai și întrerupea când ți era lumea mai dragă. Deci noi nu prea auzeam ce cântam. Și atunci, dacă nu te auzi, care este tendința? Să țipi mai tare decât trebuie, nu? Și cu cât țipi mai tare, pe când tehnica vocală este invers. Cei care știu să cânte trebuie să țină și, deci, cantitatea de aer care o dai când cânți mai ales notele acute, la băieți mai ales, că există întotdeauna un prag, că când se duce din vocea de falset în vocea asta de piept, nu? Și atunci ne apăsând acolo, ci găsind o portiță să alunici ușor de la vocea de piept, la vocea de cap, de exemplu, poate cei mai mari soliști al acestei planete, Stevie Wonder, să spunem, el cântă și la un moment dat poate să sară o octavă peste ce a început el să cânte și cântă la fel de bine și acolo sus. Nu că are un, o potecă, în ce spun la el, este o... Da, dar un firesc, știu. O autostradă și să duce... mamă. Nu e adevărat. E și multă tehnică, adică oamenii ăștia poate fac și nativ, dar dar așa se face. Nelu, pe tine vreau să te întreb. Tu ce ascultai la vremea aia de v-ați prietenit pe gusturi, pe gusturi muzicale? Păi, în primul adică rând, unde ați rezonat? La pe, sabat, la zeppelin? La... În primul rând, mi-aduc aminte când aveam 10 ani, 12 ani și părinții mă trimiteau la turnul Severin la fratele lui tata să stau și eu în vacanță o săptămână, o, o lună, nu o săptămână. Și eram o nebunică, în orice bar intram, era Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, nu mai fan, nu mai de asta erau. Nu exista altă muzică. Îți dai seama să bei o cafea undeva într-un orașel din provincie. Era totuși ceva. Deci nu era Bucureștiul. Și asta ascultam. Și când m-am întors din armată, l -am... cel care răspundea cu clubul, de la sindicat era, Uh, mi-a spus ce se mai întâmplă la club când am venit în armată. sunt doi băieți tineri care repetă și ei pe aici. Îmi, îmi place cum uh, cântă băieții. Vei și tu dacă e ceva și așa. Am aflat de ei și uh, mi mi-aduc aminte că asta n-am cum să uit. Când au mi-au zis, Ai să fim împreună, au zis, să fim o trupă, să dăm concerte, să trăim din muzică, să fim pe un afiș și noi, mare, frumos, prin oraș. Să erau visurile noastre, și Dar în primul rând să devenim profesioniști. O particularitate a formației Iris, așa cum a arătat ea de-a lungul timpului, cel puțin din unghiul meu, din partea asta al scenei, este că a dat niște tipuri de caractere. Iar unul din aceste caractere, un tip de extravaganță, este Chifiriuc. Cum v-ați înțeles cu el la vremea aia? Uh, 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 din punct de vedere uman? Și mai, mai sunt curios cum v-ați înțeles uh, cu tine, nu-ți vorbesc, cum v-ați înțeles uh, la uh, melanjo la care se creează între doi chitariști. Pot să, uh, și el a fost basiști, Poți să știu. înainte. am deci, întrebat, deci, am întrebat. Ah, da, sigur. Problema este, întrebat de Chifiru și Nuțu sau noi. Deci noi, eu am acceptat de la început. Uh, părerea lui Nuțu, am dat seama că contează foarte mult și atunci uh, el fiind pionul nostru, el avea magnetofon, era, avea o cultură poate muzicală mai mare ca a mea și atunci am acceptat și eu și Emil ca el să fie vârful trupei, mai ales că era și solist vocal. Deci contează foarte mult pentru că Sorina a venit după prin 78 a venit, dacă nu mă înșel, și până atunci și am făcut trei ani, am stat. Deci noi trei am devenit o echipă și el a aflat de noi și am aflat că dorește să cânte alături de noi. Și acum nu se poate să răspundă. E și el un personaj de-asta. Da, de asta... dar fără discuție. Și aportul lui este foarte mare. Din ce punct de vedere... Ți-am zis cum am învățat noi. Noi eram neșcoliți asta, iar că el făcuse muzică clasică de când era mic. Și a făcut și câțiva ani de conservator, chiar dacă nu l-a terminat, era... Nu a avut când... ce să-i mai arate. Da, bine, nu era atras de muzica clasică, asta a spus-o mm. și singur. Dar el ne-a văzut pe noi cântând și a simțit, ce trebuie să simți când te la un spectacol, chestia de, cu energia și cu atitudinea asta, rock, pe care el poate ca persoană nu avea, dar el singur a spus, era tras de chestia asta ca de un magnet și când a zis că vrea să vină la noi, eu mi-am dat seama că el pentru noi poate să fie o mină de aur. El știa mult mai mult decât noi, iar noi când începuserăm să cântăm, de multe ori mergeam la repetiția lor, deci el cânta cu curtea veche 43. Și acolo, toți erau niște muzicanți foarte, foarte buni. Și o Ochescu era chitaristul 2, era Florin Iordănescu, Sasu Traian. Da. Și toți, mai toți conservatoriști. Normal, noi ne-am dat seama instinctiv că el poate să ne arate foarte mult. Și așa s-a și întâmplat, el avea cunoștințele astea, și era un chitarist foarte bun, chiar dacă el n-a fost niciodată de vârf pentru că nu n a avut partea asta care a avut o Ochescu să fie meticulos și să studieze mult, el înțelegea foarte... Altfel. Da, al, altfel mm -hmm. și pentru el muzica era mai mult de compoziție și de aranjamente și de... Dar noi, ca trupă, am învățat foarte mult. Meseria, poate de acolo, am învățat-o, baza, să spunem. Și uh, a cântat, l a înlocuit mai întâi pe Lechințeanu și atunci a la cântat bas. la bas, da? O vreme și după care, când a venit Marti, basist, uh, a cântat el la chitară împreună cu mine. Pe mine, uite, de pildă dau acest exemplu, Judas Priest, da? Pe mine întotdeauna m-a fascinat chitarea de la Judas Priest, adică dincolo de vocea Halford, chitarea celor doi chitariști, e foarte important ce se întâmplă acolo. Și trebuie să fie un tip de chimie și mă gândeam că exista și între voi din punctul ăsta de vedere. Da, nu știu dacă era chiar așa o chimie între da. <laughs> Mai Întreb. ales că istorina. Da nu știu dacă ai, tu ai fost chiar la spectacole alea când la începuturi, când lui se părea sau nu îi se părea, el auzea anumite chestii care poate nu erau chiar bune, dar dai seama, eu care cântam cu vocea, stăteam la microfon cu chitara și te trezeai cu un șut în fund, pe scenă, adică nu... Sau se ducea la tobe și începea să dea cu picioarele în tobe sau să-l muște pur și simplu pe nelu dacă simțea el că nu era ceva în regulă. <fie> și asta pe scenă, la care lumea, probabil că e, lumea credea că e o parte din spectacol, și, dar, dar nu era. Așa că și să mai întâmplau chestii de astea și la repetiție, că asta ne aduceam aminte acum câteva zile, că ă, la un moment dat s-a trecut pragul și l-a mușcat pe Nelu așa de tare că Nelu a luat bețele. A, de ce? pentru că el venea cu partiturile scrise, îți dai seama, fiecare bătaie, fiecare break era scris. La fel și zolouri de chitară care el le asculta și le scria. Notă cu notă. Și întins, de întins, totul era marcat. Iar eu nu eram, adică știu note și asta, dar n-am fost niciodată un cititor foarte bun, pentru că n-aveam școală ca el să învăț asta. De... Și așa că i-am spus, Sorin, eu le învăț pe păi, din afară și ți le cânt așa cum le-ai scris tu acolo, dar eu nu pot să citesc la prima vedere că n-am nicio șansă. Dar Nelu, care făcuse școala populară de arta, a zis, bine, eu citesc note. Și venea, făcea ceva o greșeală și spunea, unde ești, mă? <laughs> Și nu normal că nu știa unde e. Bă, unde e? Și punea și el mâna acolo. Nu, a, și pam, și luat și tregea cu un băț, luase un băț de la tobe și tregea cu bățul în cap. Unde ești? Și Nelu nu știa, punea în altă parte. Pam, alb. După care a luat Nelu bețele, îți dai două bețe de tobe și le-a rupt și m-am uitat în ochii lui și am știut, zic, dacă ăsta mai face așa... Vise cu bătaie. Da, și-a și -a luat caietele și a plecat a rămas Nelu cu mine și am început să plângem amândoi de, și de nervi, de... Era o dragoste și un fel de ură, hate. da. Pentru că am, am dat seama dacă a plecat asta am pierdut omul care chiar știe muzică și aveam nevoie la ora aia de, de acesta Și, și Chifiruc s-a plimbat o vreo jumătate de oră și spre surprinderea noastră s-a întors la repetiție și a zis, gata, acum repetăm. <laughs> și eu știam piesele din afară. Ce să mai mă uit la note de nebun? Pentru că de, 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 de alt cap, alt coda sau nu știu cum, să te uiți mereu. Dar plus să că repet... erau de cu creionul de nici da, măcar de, nu, nu erau. Nu dai seama, de câte ori te să te întorci înapoi și asta. Deci <laughs> știam perfect ce trebuia să mai citesc note. Da, și vreau să termin cu chestia asta, că după ce s-a întors, am tras o repetiție extraordinară, așa că am plecat <laughs> toți trei fericiți. Și... Um, Mi-a venit în cap acum a descrin situația asta. Am văzut acest film, Whiplash. Știți de, ca, de ce spun, nu? Ui, cu băiatul de la Tobe care Ah, era... da, da, eu am. am. Uh, și uh, acolo e un tip de relație care e foarte traumatizantă, dar fix trauma aia a creat hmm. performanța, știi? De mă tinerit, gândesc de că așa a fost și la voi. A fost nevoie de o ceartă, da, ca să meargă imediat cântarea aia după să fără, dis fără discuție. Așa și a fost. Așa este. Da, dar Sorin s-a și gândit după părerea mea să vadă până unde poate să întindă coarda și să vadă dacă eu, pentru că m-a întrebat ce zodie sunt, avea treaba asta cu zodiile, să vadă dacă poți face ceva cu omul respectiv sau nu. Uh -huh. Și atunci el a realizat, a întins coarda ca să vadă, bă, dacă ăsta nu se supără și nu pleacă sau nu se lasă, înseamnă că vrea să facă ceva. Și atunci a realizat chestia asta, dar pă, nervii o, o, o paralelă, într-un fel, știți probabil că Celibidache a, a fost dirijorul orchestrei. Eu am văzut un film documentar extraordinar la filarmonica uh, suedeză. Uh, și era un, un zbir, un fel de chifiric, dar pe clasic. <laughs> I-a făcut, erau cei mai buni din lume la ora aia. Orchestra filarmonică din din Stockholm. Dar le spunea, spunea, fără mine sunteți niște rahați. Fără mine nu faceți nimic. Și zbir, adică înjurat, exact cum fac mulți mm -hmm. români. Așa e stilul la români de multe ori. Sunt Iar la suedez exact pădos. Dacă te duci mai aproape de intri în zona lui de confort, suedezul imediat. Stai. Zona intimă. Deci ne, nu sunt obișnuiți dar pentru că și ei simțeau că ăsta este un fenomen muzical și realizau că ăsta este un, un mare om care poate să îi ajute. Și așa s-a și întâmplat. Și la sfârșit n-au mai rezistat, el a plecat, dar toată lumea plângea. Era exact ca la noi la repetiție. <laughs> Însă i-a dus, i-a făcut mari, și după care a plecat. În calitatea mea de privitor, și <coughs> consumator, și iubitor de, de rock and roll, și de distors și de tot ce presupune asta, am văzut foarte multe cântări, de foarte multe tipuri la viața mea, concerte zic. Da, da. Și am putut să observ o treabă, și anume că. Și asta, în general, e o metehnă mai, mai mult aici la trupele românești, dar am văzut-o și la, la alea de afară. Păi, intră pe scenă, trag o cântare corectă, dar nu are amvergură, Nu e ceva ce nu 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 merge, știi? Versus am văd Jodas Priest sau ce am văzut, The Daisies. Băi, am încremenit ce cum e vorba aia, mascul toxică? În viață contează și cum o dai, știi? Voi ați avut treaba asta, poate nu la toate cântările Iris, dar tipul ăla de popularitate pe care l-ați câștigat în, în 70-80, fix de aici a venit, de, de la wilderness-ul pe care l-ați avut pe scenă. Adică da, nu, bă, nu, 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 nu știu, în, într-un fel... Are importanță să spunem... Știi spune ce zic? Cum tre trebuie ești, să ca, intri într-un Da. da. Ai, ai o trupă, da? Când cu ea? Se spune că în camera aia ori trece Dumnezeu, ori trece dracu ca să meargă treaba, înțelegi? Da, eu zic că mulți știu să cânte și cântă, cum ai zis tu, corect și nu fac nicio greșeală, și asta, dar, dar nu este suficient. Adică trebuie, ca diferența între un... un tip care știe să cânte la un instrument sau cu vocea și un artist este ca artistul când se urcă pe scenă poate să tracă pragul scenei și să ajungă la public. Asta e mare și asta nu prea se învață, din păcate. Asta o ai sau nu ai. Pentru că dacă te faci și mulți se simte. Mulți se duceau la oglindă și să facă, să așa, să mă las, să, să mă ridic, să mă dă rău. Adică e mai rău să faci așa decât să nu faci nimic. Clapton, de exemplu, eu am văzut mai toate spectacole cu Clapton când a, a cântat la Stockholm și el nu face mai nimic, vine în niște ginși cu un tricou și sigur că are poate cei mai buni muzicanți din lume cu Steve Gadd la tobe și Nathan East, și deci elita muzicanților, nu? Dar la un moment dat dispar toți și el se așează pe un taburet cu o chitară acustică și cântă la chităruța aia și cu vocea și senzația aia de care vorbești. Există în continuare, deci este el ca individ care are ce spune că trebuie să. E același lucru, să zicem, am 10 orchestre care încântă Sinfonia Anuală a noua lui Beethoven, da. da? Doar două dintre ele, statistic vorbind, vor suna genial, pentru că știe X, da, să ia nota aia la vioară cum trebuie, sau Y să dea atunci în gong. Știi? Da, și dirijorul are o importanță. Bașca dirijorul, Pentru da. că dirijorul, zic eu, pune amprenta pe, pe, pe muzică. Iar cei instrumentiști sunt mijloacele dirijorului de a se exprima. Probabil că toată lumea a văzut acel film cu Celibidache, că tot l-am numit, unde îi se vede doar fața. Ați văzut? Mm -hmm. Deci nu mai Am văzut lui filmul, și dar știu ce spui. Mimica când a și numai asta te <gătă -i> Da, e, trebuie văzut asta. mi-a rămas în cap un clip cu holograf din anii 80, în care avea o chitară ca aia mi-a rămas din copilărie, avea o chitară zebra, nu zebra, zebra da. Ce chitară era? Aia? Era o aria 2 Inatsuma, că era nu era o chitară bună, dar era modaia aia că să ai Floyd Rose și era Ben Halen în mare mm -hmm. vogă și am vrut o chitară cu un sistem din asta Și trebuie să să spun asta, seară când da. mă rog, eram prin buricul târgului la un moment dat, am intrat la The Pub și făceați o repetiție acolo pentru cântarea care a avut loc în seara asta și m-am uitat la chitara ta, era un SP roșu. Da, da. da, da. Dacă îl vedeai de departe ziceai că e Fender. Cred că am mai văzut când a cântat Iris în 97 la polivalentă, era aceeași chitară? Nu, nu, nu e. O am și pe aia. Și, de fapt, câte ai în total și cu care te înțelegi cel mai bine? Da... N-am foarte multe, dar am vreo 10, să spun, în total. Și eu niciodată nu cumpăr chitări, știu eu, după nume sau că trebuie să fie Gibson din anul nu știu care sau Fender. Există din anul niște știu... particularități de e, Există, sigur, și cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai scumpe. Dar eu am vrut la un moment dat să-mi cumpăr o chitară din 57, pentru că eu sunt născut în 57 și era o da, asta sunt mulți ani de atunci și era o chitară care la vremea aia nu costa puțin, dar erau vreo 25 de mii de coroane și agățată la Cât un... Cât era asta? vreo 10 coroane la euro. Trebuie să... Am da înțeles, da. Deci era... Eu puteam să mi-o cumpăr și m-am gândit că ar fi mișto să am o chitară la fel de bătrână ca și mine, nu? Și am luat-o și am început să cânt și nu nu plăcea cum sună și după care am tot schimbat, am schimbat alte chitare și de la chitara aia am, am luat un Fender Stratocaster care costa vreo 10.000 și suna mult mai bine. Dar ți-am zis, eu nu îmi cumpăr instrumentele după nume sau după nu, vorba de, să și de cum e la mână, dar da, că există... mă mulțumească pe mine. Există particularități, într-un fel sună Fender, un alt, fel sună Gibson, Les sau SG-ul, altfel sună, cum îi zice, Ibanezu, Ibanez, ca să spun. Da, Care îți permite să faci niște sofisticărele anume și de asta voiam să te întreb, tu cu care rezonești cel mai bine? Având ăsta de Blues. Un Ibanez Custom făcut în Statele Unite, care -am, a fost prima chitară care am cumpărat-o când am ajuns în uh, Suedia, că era la modă, ți-am zis, încă să ai flow Road și uh, o, o, o chitară care la fel, nici, am tot probat chitări până când am zis, a, a, asta e, îmi place și nu era nici asta ieftină. <laughs> am luat-o și o am și acum, din păcate trebuie să schimb niște doze, că eu când, când transpir foarte mult și a curs transpirație în doze și s-au scurt circuit. Am văzut asta și la... Am văzut un um, soi de filmuleți pe YouTube cu tehnicienii de la ACDC care spuneau despre Angus că el tra, tra, transpiră greutatea lui într-un concert și tehnicul era, una din treburile tehnicului era să-i curățe mereu acel Gibson SG care este același din 79, deci numai pe o la cântă și trebuia mereu curățat de transpirație. Da, da, cred, cred. Există o statistică pe care am văzut-o de curând, nu știu dacă să mă bucur sau nu, a lui Spotify, și Spotify-ul spunea că... Statistica spunea că 80% din consumatorii de muzică care folosesc acest, această platformă, platformă Spotify ascultă classic rock. Am avut o surpriză foarte mare. Cumva m-am întristat pentru că m-am gândit că noua generație de muzicieni trebuie să fie în cei 20%. Exclus să mai facă banii aia mulți care se făceau odată. Pe de-o parte. Pe de-altă parte... Nici nu cred că am auzit în ultimii ani uh, ceva cu care să rezonez foarte tare, mă rog, o fi și de la vârstă, muzical vorbind, din, din noile producții, uh, dacă nu au fost făcute tot de muzicienii pe care îi știu de o viață. Uh, mai mult am, uh, am o fică care are 16 ani și la care s-a făcut roachiriță, n-am făcut-o eu, dar mă raportez. Uh, foarte atent la, la, tot ceea ce ascultă ea. Și ea ascultă tot ce ascultam eu, adică... Da, eu am trei fete și mai greu <laughs> acolo, pentru că ele ascultă altfel de muzică, dar e mult soul. Uh, cea mijlocie este o solistă foarte bună și îi plac chestiile astea foarte tehnice. Stevie Wonder este unul din favoriții ei, dar ascultă Rihanna, Bionse uh -huh. și, cum am zis, cântă foarte bine, dar a fost membra unui cor din asta de gospel. Au fost în Statele Unite, după care s-a desfințat corul și acum. Dar voiam să vă întreb pe amândoi, ați auzit ceva nou cu care să rezonați, care v-a plăcut, spre exemplu, din trupele astea noi și românești și de afară? Spre exemplu, Greta von flit sau, nu știu, vreun proiect românesc nou? Da, eu ascult, pentru, pentru că ți-am zis, sunt profesor de chitară și am întâlnesc că... 75-80 de elevi în fiecare săptămână și eu nu sunt profesorul la standard, așa trebuie să facem, eu îi eu las pe ei să-mi spună ce, îi întreb ce fel de muzică ascult și ce, ce muzică îți place foarte mult, pentru că dacă eu le arăt exact muzica aia, devine ca un morcov pentru epura, știi? Îi place chestia aia și aude că a, așa se face și Aia exersează și vine săptămâna viitoare, știe ce i-am arătat, îi arăt altceva nou, dar din muzica pe care el o preferă. Și atunci vin ei la mine cu chestiile noi, care eu trebuie să le învăț ca să le arăt lor. Și asta e o formă pentru mine de a, -a înțeles menține... că -i... Că e Exact. Am înțeles că e foarte sănătos, în general ca ascultător de muzică, dar mai ales ca muzician, să ascult și chestii noi, chit că nu rezonez cu ele și da, nu-ți plac. Da. Pentru că acolo, în, în subconștientul nostru, mai ales când ești în partea creativă de muzică, îți rămân totuși niște un, un tip de sound. Devine o sursă de inspirație. Devine o sursă și, de inspirație. Și, după aia poți să pui amprenta ta la chestii noi. Ceea ce și, cred că e cea, foarte important. Cea, cea, să, cea, să nu te repeți pe tine însuți. Da, sigur, așa și este. Uh, dar ați descoperit <coughs> ceva să vă placă din numele astea? Noi? Păi, ce ai zis tu ai zis, copiii care. dar sunau prea Le Zeppelin. Și, miș, da. și asta a fost. Deci, îi apreciez și zis, vai de mine uite, noul Le Zeppelin. Dar, din păcate, n-au găsit ceva al lor. Mm. Aș putea spune. Poate de asta. N-au făcut mai mult decât au făcut. Da, nimic românesc. Nu, am ascultat uh, tot pe românești, dar dai seama. Ana, stilul ăsta al nostru de a ne trăi viața, facem aia, umblăm mm -hmm. aia, căutăm când concerte. Eu știu, mai avem anumite probleme și noi în familie. Stai mai microfon. Uh, da, așa. Uh, nu am ascultat foarte multe, dar cât am ascultat am văzut că sunt uh, foarte profesioniști, sound-ul foarte bun, sound-urile. Mm -hmm. Dar uh, tot așa, unii încearcă să cânte, eu știu, în maniera populară la noi, hai că e mai ușor, știi, nu, chiar Phoenix, dar uh, un stil. Asta de etno, ba, da. Mm -hmm. Etno, hai să facem El asta, e. sau hai să facem totalmente altceva. De astea, eu știu, să le ascult și mă par absurd, așa, și bă, dar ce se întâmplă aici, care e muzica, ce se întâmplă. Uh, mie mi-a plăcut uh, întotdeauna să o piesă să aibă refren. Dacă nu are un refren ca lumea, uh, nu e în ordine. Dar eu, a întrebat uh, ce ascult, ascult foarte mult uh, formațiile suedeze sau țări din țările nordice de vreo 6-7 ani acolo mă ascult, acolo mă regăsesc sunt formație care cântă uh, nu chiar clasic, au reușit de la formulele clasice să fie niște piese moderne, adică nu ce s-a cântat, cum a zis noțul Zeppelin, da, poți folosi o, o manieră de a cânta în Zeppelin dar să-ți faci piesa ta, să o faci cumva altcumva, să o orchestrezi ca lumea un ritm, un... O, sunt multe chestii. Pe care... Multe trupe în Suedia, destul de șmechere. Da, eu sunt înnebunit da. după țările nordice. Da, bine, suedezii au o grămadă de trupe de rock, au jazz foarte bun, au, au de toate. Au și clasic. Au... Trebuie să te întreb și asta. Uh, Vi din când în când te întorci în țară, da? Uh, cum găsești Bucureștiul? Ce să zic este că o, o... Sunt momente în care eu personal îl găsesc absolut frumos și cuceritor. Sunt momente în care e un ligand de nevroză. <laughs> dar este orașul meu natal, ce să zic, dar... Mi se pare că a devenit prea pestriț, așa, prea fiecare și-a făcut până și același edificiu e vopsit în nu știu câte culori pentru că fiecare și a vopsit partea lui și nu știu, dacă vii din Stockholm, așa unde totul este unitar și până și culorile și acolo n-ai voie să-ți faci tu, chiar dacă e proprietatea știu, 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 ta știu. să vopsesc casa verde că vrei tu, nu e, vin și spun, uite, poți alege asta, asta sau păstrat, asta. Să păstrăm o armonie, sigur că altfel da. iese și arată urât aici sunt locuri unde vezi cât de frumos a fost pentru că a mai rămas fațada dar e neagră de la atâta eșapament, n-a fost vopsit de nu știu câți ani vezi în altă parte unde au vopsit cum am zis, ca un papagal. Dar mai ai sentimentul ăsta de acasă? Păi sigur, eu întotdeauna am zis. Eu sunt român și cu toate că am, am, când am plecat de aici aveam 33 de ani și anul viitor fac 33 de ani de stat în Suedia. Deci jumătatea de vie de vieții vieță. aici și cealaltă jumătate acolo. Și n-am zis niciodată că eu aș fi suedez, chiar că am cetățenia de aproape 30 de ani. Eu sunt român și așa o să mor. Român și iubesc România și iubesc românii și încă o dată vă spun că în timp ăsta România ar fi putut să arate de 10 ori mai bine Aici am -ul meu la este că România când eu am urât după cum toți prietenii mei știu și la fel cu băiatul ăsta din stânga pe care îl iubesc chiar am... Toboșarul formației Da, toboșarul formației Nelu Dumitrescu și cum câțiva alți prieteni să nu mai dau nume acum, ne-am urcat într-o mașină, hotărât să fugim cumva din țară, pe la turnul Măgurele, pe Colac, peste Dunăre, nu știu cum aveam noi bine, că n-am fost împușcați de crăniceri, dar, deci noi eram chitiți de pe atunci, dar de ce? Pentru dar și, că... la Băi, astfel... și la Constanța. Și la Constanța am fost să venim în port să ne ascundem într-un vapor, deci am, au fost tentative, dar ce vreau să spun, că noi am iubit România, o iubim, și chiar că pe vremea lui Ceaușescu am trăit toți la cozi și cum am trăit, n-aveam apă caldă, nu aveam căldură, n-aveam, nu știu ce am suferit, dar el cum să spun într-un fel, Ceaușescu a avut meritul, zic eu, că pe vremea aia România era singura țară din lume care nu avea datorii de asta externe. Mă, e, trăim în lumea în care n-ai datorii, nu există. Aveam iata. totuși o industrie care funcționa cum funcționa dar pe vremea aia totul se ducea la, la, export, deci România vindea în draci și bănuiesc că banii ăia care intrau în țară, că de-aia există România și de pe vremea s-a construit tot ce s-a construit și acum de 30 de ani nu avem nici măcar autostrăzi, dacă e pe Valea Prahovei te împotmolești că n-ai cum, dacă e pe Valea Oltului n-ai cum nici acolo, deci nici, nu, nici acum... N-a fost o prioritate. Da, nu. nu, nu, de asta zic, adică nu sunt aici să vorbesc politică, n-am avut niciodată treabă cu chestia asta, dar m-ai întrebat de România și de ce simți asta. Este un aspect. Simt că e păcat că România nu este mult mai departe. Este un aspect important pentru care am pus această întrebare, pentru că eu mă raportez la amândoi ca la o elită pe, pe domeniul vostru de activitate, da? Avem câteva domenii de activitate, iar fiecare domeniu de activitate are o elită. Iar România în particular, are această metehnă a elitelor care de obicei pleacă de aici. Că, băi, vorba cu Mateiu Caragiale, nu pot pentru ca să mor în mahalau asta, înțelegi? Ce zic și de-aia, încercam să, să înțeleg uh, toate nemulțumirile astea care cel puțin pe tine. Uh, mai știu, am văzut... Uh, uh, Doru Ionescu a făcut un material în care povestea de, mă rog, de tatăl tău că a lucrat în securitate da, și din cauza asta tu ai avut și mai mari probleme decât tu erai vrut să, să pleci de aici pe vremea lui Ceaușescu. Da, nu, nu cred că este adevărat. Tatăl meu a fost ofițer de securitate, dar eu vă spun cu mâna pe inimă și Nelu și mulți alții l-au cunoscut, a, a fost unul dintre cei mai cinstiți și mai corecți oameni pe care am întâlnit eu și am fost educat ca întotdeauna să respect regulile și să fiu corect și cuvântul, are adică ți-ai dat cuvântul, trebuie să respecti. Și ca să vă dau uh, un exemplu concret de cât de corect era tatăl meu... Mai toți colegii lui, dacă erau opriți de vreun milițian, cum era pe vremea aia, scoteau legitimația așa și sau poate înjurau și spuneau, băie, tu știi cine sunt eu. Tatăl meu avea două ștampile de radar pe carnetul lui. Pentru că el niciodată nu spunea. Eu la școală, de exemplu, cât am fost la, la școală, tat mă întrebau ce lucrează tatăl tău și spuneam că așa am, am fost învățat, este funcționar la Casa Scântei. Pentru că dacă erai ofițer de securitate, era și o chestie mai cum trebuie, cum, adică securitate are orice stat din lumea. Asta există și în, în Suedia, SEPO există și, și au un rol foarte important pentru orice țară. Dar tatăl meu a fost foarte, foarte corect și n-a făcut niciodată rău la nimeni. Dar cum s-a răsfrântat asta asupra ta și a activității tale? Că ăsta era subiectul care mă interesa, de fapt. Da, nu... Pentru că noi voiam, evident, să plecăm din țară. Și de ce? Pentru că voiam și noi, la vârsta aia, eram tineri și voiam să arătăm ce putem, nu numai în România, mm -hmm. ci poate și în alte țări, să devenim niște niște nume acceptate și internațional. Simțeam că putem. Și am, am avut contracte. Am fost la Aria și eram în formula cu. Ilie Adrian și cu... Aria era asociația care se ocupă de muzică la acea vreme. Contracte internaționale. Da. da Și cu Minculescu și știu că la ora aia spărgeam, rupeam. Și au, au venit niște impresari din Germania și am luat, ne-au oferit contract să cântăm la o mare discotecă din Germania. În ce an? Mai știi exact în ce an? Tu știi... La începutul 80-lea. Așa. Da, și nu, n-ai și viza, nu mai știu. Dar da. care... A, a, m, eram curios, da. momentul vostru când ați ieșit pentru prima oară din țară, uh, erați împreună? Că mă interesează, păi un e tip și de șoc e... cultural pe care îl avem, mai ales în perioada în care totul păi era păi, oam... eram curios cum oam... generațiile de acum, adică, nu, adică, mulți n or să creadă că noi, de exemplu, deja cântam cu holograf, ca să înțelegeți cât de imbecilă era toată situația și ne trimit, zice, pe linie de UTC, trebuie să reprezentați România la festivalul Allen Mac din Bulgaria. A zis foarte bine, pentru că bulgarii cu toate că erau mai săraci ca noi să spunem dar, la, de ruc să dar la, așa, da, și aveau instrumente pe aur, pe vremea când aici era bătea vântul ei aveau și un festival mare acolo și noi foarte fericiți să le arătăm că și era trupă iară, țeapănă când să plecăm vine Mugurel și băi, sunteți nebun, și viza El... pentru Bulgaria, fraților. Și am zis, dom'le, cum să reprezentăm România că nu avem basist? Nu, nu zice că e nenorocire dacă nu vă duceți, e, că e punic ușor, așa, iese rău, trebuie să vă duceți. Păi cum să cântăm, domne dacă nu lăsați basistul? Nu, zice, nu ne interesează, vă duceți. Și ce am făcut? Ne-am dus ca proștii așa și am făcut play -back. Cum să cânți fără basist? Oh, da. Asta numai, apropo de frustrări și de... Da. Măi, totuși în anii 70 era ceva mai multă libertate și efervescență în zona asta culturală decât talpa care s-a pus în anii 80 peste, peste România și mai ales peste peste voi ca muzicieni. Ce mă interesează... Care erau golenelile voastre de atunci? Că trebuia să fi fost... Aveați grupii, Nelu niciodată nu vrea să vorbească, că el e maica Tereza a da. rock'n'roll-ului din România. Da, să știe, adică... Nu, eu pot să-mi spui. Eu pot să spun la toată lumea, că n-am nimic de ascuns, dar... Într-un fel, sistemul ăla... Așa cum era el, neapărat de o grămadă de alte belele care există în Occident. Asta cu drogurile, sigur că poate am fi încercat și noi dacă ar fi existat ceva. Dar ne, nu era nimic. ți minte, că, apropo, când mă întorc la Kifiriu, la care <laughs> avea o grădină avea o casă pe la Bator, pe, acolo, pe, jos, și planta cânepă, dar era cânepă de asta românească. Albatică, așa. La... Și ne dădea niște foi de la le usca și ne punea să fumăm. Întregea, ne ustura gâtul de... ne dădeau lacrimile. Și încercam să simțim cine știe ce... Nu simțeam nimic, normal. Cam asta, asta cam asta au fost încercările noastre cu drogurile din perioada. Altceva, nimic. Și după aia, sigur că mai beam câte ceva, dar cel puțin nici, în Iris, în afară de colegul Cristi, care le mai avea cu, cu vocile și cu asta, dar ceilalți erau destul de cuminți, să spunem. Da, nu existau Iar la holograf nici atât, adică beam cu toții, dar nici atât să ne îmbătăm așa, să nu mai știm de noi. Voi ca, cum să spun, sunteți trupa care a intrat în conștiința publică și veneați cumva artistic, cultural, după Phoenix. Phoenix tocmai plecase și ieșise scandalul și, pe urmă, voi ați fost puși pe tapet. Asta mă gândesc. Către... A, a fost o, o împrejurare, pentru că, așa cum spui, Fenix fugiseră și deja era vândută sala polivalentă. E, și mulțumită lui Aurel Ghergel, noi cântaserăm la ei la clubul de la ora 7 și ne văzuseră și ne-au dat șansa să cântăm pentru că spectacolul s-a făcut, dar cu mai multe trupe. Uh, noi nici, nu, parcă nu eram pe afiș, nu eram nici pe afiș ne-au băgat uh, ca o, un fel de surpriză și atunci era chiar cu Emil, eram în formulă de trei și am făcut o impresie mai mult decât de bună uh, bun. și uh, asta poate a fost rampa de lansare într-un fel pentru publicul mare să spunem, din București după care pot să spun că au durat câțiva ani buni până am putut să ieșim în România, în toată țara și să ne facem cunoscuți așa în multe orașe din România. Și asta nu s-a întâmplat decât după venirea mea de la Roșu și Negru, care iar a fost un, un pas într-un fel. Știu că ai plecat și te-ai întors, că ai promis că te întorci la Iris. Da, a mm. fost într-un fel... Și... Nici Nelu n-a fost în Iris la un... Da, și el a venit la Roșu și Negru. Am fost amândoi colegi și la Roșu și Negru. Uh, pentru mine a, a fost, uh, cum să spun eu, trecerea de la amatori la, la profesioniști, pentru că roșu și negru avea un nume uriaș în toată România, plus că ei erau, aveau și toate legăturile, peste tot, și, in, ca, la, cu impresarii și pe la compozitori, că era cu juriu, dar ca să îți iei atestat trebuia să dai un fel de examen. Știu asta de la Răzvan de la Partizan care mi-a spus că același tip de atestat ca să dea bine la miliție îl aveau și vânzătorii de blugi din, de pe Lipscani. Eu asta nu știu. da, da, da Foarte interesant da, mi s-a părut. Da, nu știu, partea asta nu, nu o cunosc. Uh, nu mi-ați mi răspuns la întrebare. Ne lumea a răspuns mai de mult. nu era coadă de, 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 fete la voi, totuși? Na, era Ciris. Da, Băieți nu... înalți, frumoși. Da. Gândește-te numai în perioada Costinești, când ești tânăr, ești pe scenă și Costinești, tu știi cum e. e o chestie destul de închisă acolo pentru studenți, deci numai pentru tineri. Și era clar că dacă noi stăteam acolo trei luni, ne știa lumea și... Înțelegeți, erați un soi de regi ai locului. A, nu, că noi adică fără să avem ifose de genul ăsta, dar fiind acolo și fiind pe scenă, sigur că relațiile astea de o noapte sau de mai multe... cele lumește. No Așa știu. erau ușor de făcut, ține? Ce bine. Ce viață. Uh, care a fost uh, cel mai... Uh, bizar sau aiurea loc în care ați cântat împreună în vremea aia. A fost vreo ciudățenie de asta, vreun oraș pe un temiriu unde prin țară? Da, adică aiura sau ciudat, depinde. Pentru noi a fost o experiență. Am cântat chiar în formula cu Chifiriuc la o nuntă în Bolentin, dacă poți să crezi. Ne-au... Uh, Bolentin, da. Bolentin, da. Așa... Și... Uh, uh, a... 79. 79-80. Îi mai știți pe un Da, nu, nu mai știu. Dar uh, vreau să spun că a fost o experiență mai mult decât frumoasă, pentru că de multe ori, din ce am auzit, dacă treceai la o nuntă, puteau să și bată joc de tine, să te pună să când știu eu ce chestii care Păi nu da, le-ai auzit De obicei trebuie toată noaptea da. a, Nu, fii atent cum s-a întâmplat Ne-am dus acolo și ne-au lăsat să cântăm exact ce vrem noi Și îți dai seama, cu chifiriu Cântam de, de toate Și S-au purtat mai mult decât eleganți Și au venit Cu duiumul, cu niște casetofoane De astea mari ca să imprime Muzică de la noi și noi am făcut un fel de spectacol cum îl făceam peste tot. N-am făcut rabat de la nimic, ei au fost mai mult decât mulțumiți și mai mult decât atât am stat și noi noaptea unde au venit uh, cei mai buni muzicanți care a avut România vreodată în materie de muzică populară. Lăutărească. Adică ceva. Tony Ordache cu... La fel, eu nu, nu știu numele, dar în orice caz... Noi eram și noi muzicanți și veneam alți muzicanți care erau de 10 ori mai buni ca noi, dar la felul ăsta de muzică și noi marcă că stăteam acolo cum ne uitam și la Hendrix. Pentru că ei cântau din suflet și făceau și show, adică era cu și acum mi-aduc aminte, contrabasistul să urca pe contrabas, să-l învârtea, era extraordinar. Cred că m-am nimerit și eu la o nuntă de asta undeva pe lângă București și am văzut chitaristul local, bendului local, cânta cu chitară aici la spate și am fost foarte impresionat, cred că aveam vreo 15 ani, ceva de genul, și avea descoperisem Iris la vremea Te-am văzut la Godoroja. Tu nu mai văzut că eram jos, dar te-am văzut cântând la Godoroja, la Tobe, la, la, experimentul Led Zeppelin. Aoleu, am bătut palse de Tobe. Da. Foarte dificil. Tu când ți-ai primul set de tobe al tău? Că bănuiesc că bătei pe ce era pe la casele de cultură. Și prima oară cu... m-a întrebat noțul în 75. Sonor, nu? Zice, nu. Câți bani am? am? zis am 200 de lei. Pai să căutăm un set de tobe. Și am luat unul românesc de la de... Cât era? Era... am dat 200 folosit. Îți dai seama. Dar n-aveai ce să bați. N-ai cum și mi-aduc aminte că visam la tobele lui uh, nostru, știe cum îl cheamă, care se teapă magistrală lângă biserica italiană. O maghierul lângă Radu. Radu, care a murit și avea un set de sonor. M-am la el acasă și cred că în fiecare zi îl visam. Dar costa foarte mult, 25.000. Deci mai puneai, mai puneai niște bani și doia o mașină. O știu, ai făcut rată la ce mama, sau? mama a făcut un promot și i-am dat banii vreo două luni de zile și deci după două luni azi nu mai vreau să mai dai, lasă -i. Adică m-a lăsat. Și atunci a trebuie. fost primul set sonor. Unde, a și pe, vă asta s-au tras și primele irisuri? Sau? Da, 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 da. Și asta pe care l-ai cu Tama. Da. Am avut Yamaha din 80, l-am și acum. Dar arată ca nou. Nu știu cum de a rezistat așa. La ploi, în flacăra... O să, vorbim, o să vorbim un pic și despre cenacul Flacăra. Eu trebuie să facă această adăugire și anume că în... nu știu dacă tu știi, eu am făcut niște filme. Primul film este, se numește Balt Albă și despre muzicienii cartierului care a stat acolo și este și în el un film, că și el a stat o vreme acolo. Ei, a o particularitate a muzicienilor de acolo, Bă, Bă, Godoroja, Artan, Răzvan de la Partizan, este că ei au avut, lor nu le-a plăcut pe UNESCO și eu sunt cumva în barca lor. E un personaj care, cum să spun, din punct de vedere, în opinia mea, din punct de vedere al caracterului, nu se ridică nici cum la înălțimea talentului. Și dacă nu ești din punct de vedere al caracterului în înălțimea talentului, nu cred că ești complet ca personaj ca artistic. Individ, da. Versus, vă a prins foarte bine în perioada aia. Dar eu n-am spus nimic de domnul Godoroja. Am spus doar de setul de tobe. Păi nu am de Godoroja. Nu, înainte, nu ți-am răspuns complet. A, iartă -mă. Am stilul de Iartă-mă, iartă, -mă, iartă -mă. deci a fost o onoare că m-a invitat, a fost un proiect frumos, mulți invitați. Trei tubușeri. Da, așa, știu că am repetat la el acasă cu două zile înainte. Ce pot să spun? Emoții și da, să fac și un pic solo de tobe și n-am reușit să mă concentrez decât în momentul respectiv. Am zis, Nerule, bagă și tu ce-ți vine în cap. Pentru că e foarte greu pe un set de tobe pe care nu ai mai cântat, tu având de ani de zile un set cu mai multe tumuri și asta, te știi, ți-ai pregătit, ești pregătit mental, dar pe un set normal e foarte dificil, dar mi-a ieșit cu brio, Mihai a fost mulțumit, lumea a aplaudat, eu zic că a ieșit, acolo. a fost Cred că un moment special. Făcut și o poză, dar nu mai văzut că Da, nu te-am văzut că de unde să știu eu că era acolo. Dar a fost bine că există, Mike, Uh, facea proiectele acestea uh, care le are de ceva timp. Îmi pare rău că n-am cântat cu trupa, pentru că trebuia să fim și noi acolo, dar unul din colegii noștri spunea că are treabă până Oradea și pu nu putea să vină. Dar, până la urmă, a ieșit. Uh, și bine, bine, da, și a fost ceva lume. Surprinzător. Da, 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 da. Da, da. Uh, da. revenisem la, la povestea voastră cu, cu Cenaclu. Știu de pildă că tu te-ai suit pe, pe masă la Păunescu, că el stătea întotdeauna cu masa pe scenă și te-ai suit pe masă și ei cântau la chitară acolo. Da, ce să spun, la noi partea asta cu show a fost... În, dar cum ți-am zis, la noi nu erau chestii gândite dinainte, erau spontane și normal că nu m-am gândit atunci dacă se va întâmpla ceva, dacă vor fi repercursiuni pentru că era destul de dictator, așa, după cum toată lumea știe. Acolo trebuia să stai pe scenă cât era spectacolul. Uneori șase ore, alteori opt, uneori zece ore, să stai pe scenă și dacă se întorcea și tu nu erai pe scenă, erai tăia la bani. În ziua aia munceai gratis. Ia, micile bucurii ale vieții, ce să zic. Eu nu am fost tăia niciodată. Mă iubea, eu eram bosuleț, era, el era bos. Eu eram bosulețul Dar ce-i făcut să-i se să intri pe sub piele? Eu eram omul de legătură Când l-a apucat criza și încerca să taie la bani Să-l cheme pe tata mea, dar, Mă trimiteau pe mine colegii Spune că facem un fotbal Mâine dimineață Tata dar fiind contabil. Contabilul, contabilul cel cu bani Și îmi spunea să mă duc la el și să-i spun Și mă duceam brusc așa ca, ca și cum un prinț vine la rege În genunchi la stând, el stând la masa mm. în fața acolo și cum și citea, a lumina mai mică și vine bosuleț, da, ce vrei mă că te bag în... Păi ce să vreau, facem un fotbal, mi-au zis colegii să vă spun să facem. Ai, idee, ai, o idee foarte bună, o să anunț acum la primărie că vrem să jucăm pe stadion și să vină cine poate să vină. Ok, ok. plecam și salvam echipa să nu fie tăiată la bani. Dar nu au fost probleme la show-uri vreodată, să zic, băiat exagerat? Da, la ni niciodată, nu, nu, nu. nu. Dar când Era. au fost probleme când, când cântați împreună? Au fost nu, vreodată probleme fost cu autoritățile? Nu, a fost un pic probleme, nuțu, tu nu știi, dar când am cântat prima oară nu la Megidia... Da, dar n-ai înțeles întrebarea, dacă ne-au zis, dacă... A, nu, dacă... nu, 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 dar ne-a fost nouă frică. Dar nu, dar el niciodată n-a zis, vedeți că ați întrecut măsura, că ați a, făcut nu, show. Nu, a zis niciodată. Despre dar asta ei, era vorba. Dar dacă, el nu ne-a da. văzut, ne văzut prima oară, Costa se era în dreapta lui cu barbă, crezând că toți, am pus întrebarea dacă nu mă înșel, toți sunt așa cu barbă, zic nu, le-a zis băieții de acolo. Ei, și mi-aduc aminte, când ne-a -am urcat pe scenă sau stătea să uita la noi, nu ți-a început criza cu urcatul, cu căzut în genunchi, ăla cu stativul pe sus în partea asta la bas. Cristi, Da, la bas stătea liniștit cu mine la tobe acolo, așa, nu pot să-i pronunț numele, așa, și nu era în show și asta. Și deci, în momentul ăla vedeam că se uita la ei și o băteam și făceam n-ați vrut să stați liniștit, ne dau ăștia afară după un concert, Era nuțu fericit, în genui, s-a urcat pe masa lui, el s-a retras un pic înapoi cu scaunul și Înnebunit, după trei piese. Aceasta este formația Iris. Fenomenal. Ați văzut cum se poartă un stativ, cum poartă ciobanul. Pățul pe spate. Așa solistul lui știa să da, se apere. Da, el știa, și cu de el. Știa să se apere. Nu știa, pentru că putea să aibă probleme. A, un tip de la Consiliul Culturii. La ăsta, da. Dar ăsta era pe onoși. Și ăsta. Și ăștia erau băieții. No, nu, nu avea nicio frică, nu le interesa. Dar în afara cenaclului, când, a fost vreodată când ați cântat împreună și ați avut probleme? Când erați cu toții pe scenă și au fost probleme cu autoritățile? Cu... Da, s-a întâmplat de mai multe ori. Dar nu neapărat din vina noastră, ci se crea o isterie în sală și rupeau scaunele, de exemplu. Normal că nimeni nu poate să fie bucuros când s-a terminat spectacolul și sunt daune de, știu da. ce proporții, dar s-a întâmplat, iar chiar la sala Palatului, țin minte era un, un spectacol unde era organi printre organizator și Magdin între mm -hmm. Magdin și din cauza că noi făceam show Așa, li s-a părut că e prea violent, nu știu ce, și au tras pur și simplu cortina. Și ți minte că săracul Petre ținea de cortină. <gângânt> să... Aia era de fie. A, a era o chestie că, <gânt> care câteva Cel de cortină să vă mai da, nu, un pic. L-au tras cu totul și au închis și după aia cred că ne-au și interzis, nu știu câteva. Nu mai pășim, ne-a spus directorul. Da, V-au luat numai. atestatele sau cum erau? Nu. În momentul ăla. Da, nu, nu, mai știu ce s-a întâmplat, dar știu că au fost probleme. Adică, după Eram curios ăla. dacă veneau direct la voi sau veneau prin terți, să vă spună, băi, aia nu, aia nu. Direct la noi nu, au venit niciodată, nu. De că directorul a spus, bolborosea mm -hmm. pe hol, de acum încolo. De ce? Pentru că uh, era sala arhipelină. Tinerii știau ce facem noi. Noi am venit ai, cu, cu, Lucian, care era solistul nostru atunci vocal, da. îmbrăcat cu un sacou, frumos, cu scăunel, să și am stat liniștiți. S am cântat trei piese liniștiți. Nu ți-ați adică aminte? Ba da, și la un, la un semn la un semn calea și calea și îți arunca scaunul <gânt> și începea tavoleala. <gânt> să a dat peste cap și în momentul a tot publicul, tineri care au venit în față, buluc așa, o masă de oameni, să vină în față lângă noi să te simtă. În momentul ăla am trascut. Mai trebuie să spunem și pe asta. Care este povestea cu tatul Lici? Am înțeles că în anii 80 a făcut un material la TV în care s-a filmat, cred, de la Iris da. o nebunie și a, a dat exemplu negativ al societății cum era la școală așa da, așa nu și voi erați la așa nu. Ceea ce bănuiesc că în particular v-a ridicat și mai mult popularitatea nu știu, eu știu că aruncați cineva cu un borcan de muștar sau nu da, știu. Da, și a, -a rămas pe cameră. Da, atât, pe da. Și așa e. Am fost, mi-aduc aminte, m-a invitat în emisiune la, 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 el să spun ce să Atunci? spun te, după aceea. A, da, după aceea, după Revoluție sau nu? După Revoluție. Am înțeles. Și s să seama ce puteam să-i spun omului. Asta e. -am, -am, realizat că doar nu-s nebun. Treia în perioada aia care trebuia să facă așa da și așa nu, pentru că noi nu, existam pentru cultura da, comunistă. Pentru că eram, eu știu, tinerii se îmbrăcau cum se îmbrăcau, dădeau din cap, aveau lanțuri pe ei, noi dădeam din, ne mișcam, că doar nu eram, trăiam momentul și atunci noi nu existam să educăm tineret. Și atunci uh. de-aia și el a spus, așa da, un folk sau muzică ușoară, așa nu, am o poveste cu Minel. Minel mi-a povestit cum a ajuns el în anul de grație 1979 la o cântare cu Iris. Și atunci el a avut senzația asta, mi-a plăcut descrierea asta foarte mult, zice, bă, am descoperit America. Adică dintr-o dată am intrat într-o lume în care oamenii de acolo, publicul zic, început să răzaibă ace de siguranță, clopuri pe cap și își puneau și, cum îi spune, asta de la... Um, sacoul de la uniformă și îl puneau invers și asta era un gest de mare frondă împotriva autorităților. Dar, nu uita, ei veneau cu echipamentul în spate, în geantă, și când ajungeau la în sau și atunci se schimbau la sală, în toaletă, se schimbau și erau îmbrăcați exact cum trebuia. Deci și noi ne imaginam cam cum sunt cei de afară, cum cântă ne imaginam ce fac ei pe scenă, dar noi făceam ce știam noi. Noi n-am copiat, să zicem, bine? Mm -hmm. Nici n-aveam de unde, că nu aveam unde Așa să Așa și pezi. tinerii, și au imaginat și uite, veneau, se schimbau și erau adevărați la, la concert. Țin, țin minte la că un, unul din primele filme care l am văzut și a fost asta, The Last Wall, Street, da, da. cu The Band, Mamă care, care mm -hmm. s-a dat pe cinematografe și toți muzicanții l-au văzut de nu știu câte ori, că zi mai tare Pipaiu. De, da, de 8 ori deci de 8 ori. prietenul nostru pipaiul a văzut de opt ori, 8 ori în sus de 8 ori, în deci 20. aia asta era o dată cred că a fost și singurul și după aia dintre trupe ți minte că am văzut Da, țin minte că am văzut. Procol Harum am văzut la Polivalente a fost singura trupă mare care a venit în perioada aia am mai văzut ce am văzut, Ipuh de la italieni Nu uita de aba. film artist cu Chifiruga am fost să-i vedem la sala palatului Aba? Dar în filmul Ah, filmul Filmul, okay. pardon Deci am fost și l-am văzut de două ori Eu nu am fost Să vedem, ce tu ai fost, să vedem A. boxele, cum le monta la început Dar noi numai pentru cadrul ăla, nu pentru muzică Și cu ce, cu ce se întâmplă cu un artist și știi unde am mai fost noi? La ambasada, am Jesus Christ, la ambasada americană. Da, America. Nu ne-a zis nimeni nimic. Ne-am dus, ne am uitat la ce ză scriu. Da, trupe ungurești mai veneau. Da. Erau locomotiv grete, da. Buntauraț. Da, Nu au fost nu a, așa. Așa, da. dar gândește-te că asta ce spun eu acum a fost într-o perioadă de 10 ani sau în 10 ani au da. venit. Dar voi la vremea aia, și pe trupă. ce cântați? Cum erau sculele? Că nu era cel mai bun sunet neam. Acolo era... Știu că, că, că dacă intrăm în chestia asta, te ne trebuie trei zile de vorbă. Da, vor. pe, pe aici suntem. La un moment dat, după ce am avut amplificatorul Sigma, făcut... Era pe lămpi? Si Sigma, da. Era, arăta ca o... Cam cum arată radio asta, așa, o chestie făcută de electronica, uzina electronica, de... după care mi-am cumpărat un amplificator făcut de Sorin Tudoran, care ăla era un fel de marșal românesc, îl făcea Sorin, hiba lui și cu care am cântat o, o perioadă lungă și la Cenaclu Flacăra l-am avut. Hiba lui era că dacă îl băgai îți trebuia, deci cumpărai amplificatorul și trebuia să ai și creion de tensiune, că dacă îl băgai într-un fel în priză era bine. Dacă îl băgai invers în priză de aveai ă, ăsta cum să spune nu te curentai. Plusul da. de la că, faza. a faza. Da. da, bravo. Mulțumesc. Îți intra faza pe șasiu. Deci, implicit aveai faza pe chitară. 220 de volți. Și dacă nu te atingeai de nimic, nu se întâmpla nimic. Așa e cu curentul, trebuie să se ducă mai departe. Dacă apucai, să spunem, de microfon, erai mort. Pentru că aveai. Cum ai băgat degetele în priză? Adică nu e nicio exagerare. Și eu aveam întotdeauna creion de tensiune să știu cum o bag în priză. Dar de atât a cântat, eu știam după sunet, că avea un fel de ceva. Auzea curentul. Așa, auzeam că nu e bine. Iar Jimmy Zărnescu, săracul că am auzit Ea, că a murit și da. el, Jimmy Zărnescu din și din comoditate și că aia totuși amplificatorul a sunat bine și zicea poți să câmpă amplificatorul tău, m-a Și eu niciodată n-am avut proiect să împrumut. Zis, da, dar zic, te rog, că ei începeau. Nu? Ea, numărul nostru era mult mai e, târziu, mai târziu în, în, în programul de la Cenaclu. Dar ei începeau, că erau trupa de acompaniament. Și am spus, Jimmy te rog să, să fii atent cu un bagi în priză, că e, dacă pui... I-am explicat și a zis, da, nu e problemă. Și într-o zi a uitat. Și, și, a, și am întrebat pe Nelu, zic, bă, ăsta a aprobat și Nelu a zis, nu știu. Și a fost bine așa și după care avea un, un moment unde Jimmy trebuia să cânte solis vocal. Și s-a dus cu chitara, avea și el o chitară, nu mai știu, bună, cu două, două grifuri. Era un grif cu 12 corzi și unul cu șase. Și când s-a apropiat de, de microfon și a pus mâna, pang, când a pus mâna, a rămas... Eu, eu am prezență de... Într-un fel m-am gândit, zic, dacă pune mâna pe aia, zic, cine nu a aprobat, Și eram atent. Și, și m-am aruncat și l-am scos din priză. Că altfel, nu se știe. Și și Merca la, la, ține, nu aveți cum să țineți minte la, la un spectacol Iuliu la Iuliu Merca. sala Palatului Iuliu Merca la sala Palatului, la fel cânta pe un amplificator din asta și a făcut exact la fel, s-a pus mâna pe asta și a căzut și și-a rupt fenderul fender și-a rupt gâtul la fender ah, Micile bucurii ale vieții trebuie da. să vă mai întreb și acest aspect, mai ales că probabil în perioada aia se întâmplă mai... Ca să <laughs> mă scuți. Ca să vezi, eu l-am cunoscut pe Merca când aveam, cred că, 14 ani. M-a luat taică -miu la Vâlcea, nu știu ce treabă avea. Și seara ne-am dus la un restaurant. Era un restaurant ca o cramă așa, jos, într-o pivniță. Și acolo cânta și el și auzisem... Dar nu Merca. Nu Merca, iartă-mă, iartă-mă. El era din, din Vâlcea. Și el cânta în restaurant acolo. Și dai să seama ce se cânta în restaurant. Și au știau, zisem, că el cântă Hendrix, unul la unul. Și mi-a duc, am, am stat la restaurant, a cântat populare, ce se cânta ușoare, și pe aceea era pauză. El nu s-a ridicat și a rămas la, la chitară să cânte. Și eu m-am dus fără să cunosc. Bună ziua, sunt așa, îmi cânt și mie ceva de Hendrix, te rog frumos, să-ți dai seama ce a gândit omul ăla. Și în momentul ăla a început să cânte cu o plăcere. Cred că s-a gândit, uite bă, că știu că eu, nu știu, sunt și eu cineva, eu știu ce-o uh -huh. ce fi gândit uh, uh, Tudoran. Și mi-a cântat unul la unul. Dar cu o ușurință i-a mulțumit, mă lasă și pe mine tremuratul, stăteam cu mâna pe genunchiul lui și el îmi cânta, ușor, la un volum, în pauza lui. El nu s-a ridicat, el a continuat mai departe să studieze. Cum și nuțul, era tot timpul chitalul. El și cu cel de la ProMuzica, Doi nebuni de la... Am această curiozitate, Nuțu. În ceea ce privește Jimi Hendrix exclusiv, nu mă pricep, nu sunt de specialitate, tocmai de asta te întreb. Este adevărat că el tehnic nu era neapărat un virtuos, dar avea un feeling extraordinar și de fapt asta, asta a fost tot chelcășozul lui de genialitate? Cei care spun că el nu era foarte tehnic să gândesc că acum cât au trecut, 50 de ani de la moartea lui. Pe vremea aia, Clapton când l-a văzut, că voi știți povestea, el a ajuns în Anglia pentru că a fost văzut de basistul de la... Și difuzat de niște radiouri pirat. Așa, l-au luat din Statele Unite, l-au văzut că e foarte bun l-au dus în Anglia și atunci el care era, să zicem, mai necunoscut în Anglia, voia să întâlnească numele mari din Anglia, normal. Și el, nația, că se există pe internet acum o grămadă, cum povestește Clapton, de exemplu. El repeta cu crim undeva și a apărut Hendrix. Și a zis că a băgat chitara într-un amplificator aproape stricat acolo, a băgat așa și când a început să cânte, exact ce spui, cânta la spate, cânta cu dinții, cu limba, cu asta și Clapton a rămas curentat. A zis așa ceva, nu n am mai văzut Extra nimeni. Extraterestru. Extraterestru, așa era. așa că să spui că Hendrix n-avea tehnică, nu știu ce, pe vremea aia nimeni nu cânta așa de cum cânta el. Deci avea cea mai bună tehnică la oraia. Dacă îl compare acum cu Satriani și Steve Vai sau Gatri Govan sau cine vreți. Uh -huh sigur că nu să, Dar exact ca și săritura la, cu prăjina, cât era, sau când Iolanda Bala era campioană mondială, cât sărea și cât să sare acum la înălțime. Și spune că Iolanda Bala nu avea tehnică bună, avea cea, era campioană mondială. La fel și cu Hendrix. Ce mai pot să vă spun că eu și mulți alți, ascultă-l pe Satriani, care să spunem unul dintre cei mai buni din lume, eu și Satriani ascultăm Hendrix cu aceeași emoție și plăcere și ne dăm seama că muzica lui n-a murit. Adică a fost genial. Știu, am, am în cap doar ce-a făcut din nou Long the Watchtower, deci aia mi se pare o culmea perfecțiune, genul ăla de piesă care nu are nimic în minus, nu ni trebuie nimic în plus, e perfect așa cum e. Știu că și Bob Dylan a căzut în cap atunci când a, zis, -a făcut asta din piesa. Uh, trebuie să vă întreb și eu acest aspect. Uh, vreau să știu un răspuns de la fiecare. Când ați dat-o o dată magistral de gard pe scenă? O, ce? Când da. ați dat-o de gard odată, magistral, pe scenă? Ceva să se fi întâmplat? Niciodată! Adică tot timpul se întâmpla o chestie, dar să o fasolim așa de tot, eu nu mi-aduc aminte. Nu, nu prea deam chixuri. Nu înțeles. Uh, asta sincer spun, nu. nu... Să fi început nu... alt, altă piesă, să fi. Adică, nu, eu, nu mai știu, cred că mi-au aminte de o cântare de prin 90 cu chifiru, cred că era cu roata și la un moment dat s-a făcut un vacarm, de i-au oprit chifiriu pe toți, a venit la microfon și a zis Wagner. <laughs> El a fost un... Nu, un nu dar de știi exemplu? de, ce nu prea se întâmplau chestiile astea? Pentru că noi pe vremea aia, nu eram constrânși de nimeni, noi ne gândeam dacă părinții noștri și milioane de alți oameni majori se duc la serviciu în fiecare zi și pe vremea aia era de luni până sâmbătă să lucra. Uh -huh. Duminică era de odihnă. Mergem în capul nostru am zis, bine, noi am ales să, să fim artiști, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să lucrăm în felul nostru la fel ca și ei. Și noi repetam de luni până sâmbătă. Cam asta era programul. Și acum că uneori făceam piese, alteori repetam programul că plecam într-un turneu sau ceva, dar ne strângeam la repetiție zi de zi. Și dacă repeți zi de zi, intri într-un flow din ăsta, că știi care și ordine și asta, noi nu trebuia să stai să ne... Da, în seara asta de exemplu, sau cum cântăm acum, cum e și în Suedia, în Suedia noi repetăm foarte rar. Și asta nu e bine pentru o trupă. Dar nu mai e ce a fost odată. Din, din păcate, din ce aud de la Nelu și de la prietenii mei și foștii colegi de la Holograf, s-au schimbat lucrurile și aici. Nici ei nu, nu mai repetă. prea repet. să mai stăm împreună. Da, dar... nu mai repetă. Eu nu zic ca să repeți zi de zi, dar. De, cred o, că se duce și profezii. din chimia trupei, dincolo de, cum să spun, dincolo de execuția tehnică, știi? B -b -b relația asta interumană și chiar și care se simte și la cântare, cred că se mai duce dacă... Da, sigur că așa și este. Între noi era și un fel de chimie, cum zici tu, un fel de dragoste, nu cum e între bărbați și femeie, ci noi, adică noi ne simțeam bine împreună și și gândește-te că acasă eram foarte puțin din, dintr-un an de zile. Plecam câteodată, câte o lună, câte, cu cenaclu plecam și câte două, trei luni. După care eram la mare, cam de regulă, trei luni la mare era standard. Și să trăiești împreună, să mănânci împreună, să... e clar că e ca într-o familie. Și cum spui tu, poate că ani și ani și ani de zile încep chestiile astea să a trebuit să mai îmbătrânesc un pic ca să-mi dau seama că într-o primă fază mi s-a părut uh, prea sofisticată, uh, dar a trebuit să treacă ani să-mi dau seama că Corapia cu Pânze este realmente o capodoperă muzicală. Într-o primă fază nu mi-a plăcut, acum îmi dau seama. Sunt curios când și cum s-a scris piesa. Și ar trebui pusă și luminațiile. Și pe aia este... <coughs> Mai, știi cum e, că la noi erau chestiile astea... Te-am văzut cântând-o în... în, în, în Zi-mi unde aveți cântare, în, la H, la Berăria Haș. Ați avut acolo o cântare, cu câțiva ani, a fost o aniversară. Iris cu... 40. Iris 40 și acolo te-am văzut cântând-o, cred că a doua sau a treia oară, dar a fost wow. Da, noi... Eram acasă în Berceni și făceam piese cu, cu Emil. Numai că, după aia, când le declaram de multe ori, și uitam cine a făcut, cine a venit cu ideea. Declaram întotdeauna piesele ca să fie toată lumea să aibă o parte de, cât, de mai, autor de autor, cât, da. cât mai exactă și mai cât ne ducea și pe noi capul. Pe vremea, n-am fost foarte atenți la chestia asta. Adică, noi făceam. Nici voi, din nici Smith Din a negație și din dorința asta de a face lucruri. Dar corabia cu pânze făcută de Emil și de mine, pot să spun, dar este declarată în numele lui. Și n-am nimic împotrivă, adică e foarte bine cum mine. Și s-a scris acasă, nu la sala de repetiții. da, nu, asta, asta e o chestie veche de tot, printre primele piese care le-am făcut vreodată. Este, de fapt, și prima piesă imprimată la radio, cred da, că. Da, a ajutat după ce am făcut-o și Nelu, cred că și, și auzi, ne mai sunt. Așa. Astăzi, Stau departe, mă ceartă tot timpul. Păi, Are ceva cu mine. Mai aproape așa. Uh, de că nu ăștia la tobe nou microfon. Mi-au mi-a duc aminte, da, că nu când vocal. Am încercat în tinerețe, în dar m-am lăsat. Uh, uh, și asta și lumina zile. Și mi-aduc aminte că eram cu Sorin Chifiru, cu el am imprimat-o, el a cântat la bas și în loc de pan a folosit o monedă. Nu? No? da. și a vrut să arate. Ia să vedem cum o suna cu o monedă în loc de pană, în fine. A. Și ne-a ajutat și el un pic, a băgat ceva nou, nu mai pot să nu știu unde precis, dar știu la asta. Niște Așa, iar la lumina zilei finalul. Aici a băgat el mâna la finalul piesei. Restul am lucrat-o exact cum cum s-a compus, dar știu că în perioada cu Sorin Chifiru. Dar cum ajunge la vremea aia? Că nu erau multe studiouri, era Electrecord și la, 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 radio și la, TVR la, TVR. la TVR. am fost, la TVR. Înțeles, trebuia să știi pe ce că știa pe da a fost, dar, dar, la TVR. Lumina nu. Dar Lumina la radio, era. patru da. canale. Da. Erau patru canale da. toate. Și se trăgeau, în... așa era atunci cel puțin, se trăgeau întâi tobele, pormă basul, Nu, porma... nu exista la radio, nu. Dar sunt tragem împreună. De fapt, și Beatles, tu știi cum e. Tot patru canale aveau și au făcut istorie. Există, a, acum, când am stat în pandemia vieții a, și am avut foarte mult timp, am ascultat a, niște discuri a, mai noi, ale unor trupe mai vechi. A, am tot vorbit asta aici cu alți muzicieni și voiam să știu și părerea. Asta mai s-a schimbat masterizarea. Dacă de pildă aveam, hai să zicem, un Whiznake din 1900, de la începutul anilor 90, furfurio, loving și genul, acolo sunetul e foarte compresat și chitările sunt destul de în spate. E Acum am ascultat unul din Whiznake-urile, un dis de blues mai nou, uh, chitara foarte în față. Uh, și nu e singura trupă la care am observat treaba asta și am mai observat încă un aspect care mi s-a părut foarte interesant Soundul de la chitară, care era foarte în față, era izbitor de asemănător cu Soundgarden din 90, soundul de la chitară. Iar tobele uh, de la Wisnake, care cântau blues, repet, semănau cu uh, era acela sound de tobe ca Pantera Vulgar Display of Power și mi-a zis, uite mă ce, 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 au ajuns să facă producătorii acum. Și de unde, că e, e așa asta o metehnă a radiourilor de obicei și a acestora care difuzează muzică, băi, dacă are prea multă chitară, nu e bună, deci faceți cumva să, să scoateți chitară. E, lucrurile nu mai stau așa, acum chitară e mult mai în față. Da, nu, nu știu să... Adică... Nu ascult așa în detaliu, și nu sunt așa de meticulos când e vorba de producție. Uh -huh. Adică, mie dacă îmi spune muzica ceva, nu sunt așa de pretențios la cum a fost realizată tehnic. Pentru mine e important ca să-mi simt ceva când ascult. Dacă mi-au dat lacrimi în ochi, indiferent că are 100 de microfoane sau patru canale, cum am zis, nu e așa de important pentru mine. Ajungem acum și la Zodiac, noul album Iris, Nelu Dumitrescu, care are un sound aparte și de-aia întrebam că s-a muncit la sandola. Da, am mai vorbit despre Având el, un, -a mai un, alt producător pic. muzical, Cristi Dumitrescu, îți dai seama că... Fiul. Da, l-am lăsat și eu am fost surprins la început. Aoleo, și era ai zis, ai încredere sau nu ai și o lași baltă și gata. Păi am încredere. Și atunci l-am lăsat și sound-ul, și în orchestrații s-a. le-a făcut foarte bine și eu zic că, uite, i-am dat o șansă, am avut și noi o șansă. De ce spuneți voi că depinde la acest album că ne-am întors înapoi cum era Iris înainte? Deci, maniera de cântare, de cântat, și a chitaristului, și a noastră, se potrivește cu anii de când am început noi, 7, 78, 7, 7 8, 8, 8, 10, încolo, Uf. e de cântat din suflet. Nu este neapărat, eu știu, ai 3 minute și 10 secunde să te mi-piesa pentru că e prea mult nu mai faci Da, e. Și atunci am mers cum am simțit-o. Și rifurile, și gruvurile, și eu știu, solovurile uh, au ieșit ca lumea, și mă bucur că am reușit să facem așa ceva. Mă bucur că l-am forțat pănuțul să cânte, cum spun eu, că l-am forțat, l-am sunat și am zis, bănuțul, trebuie să facem suntem frați, suntem împreună, suntem membri fondatori, trebuie să fie alături de, de, de noi. El a înțeles că îi place muzica și a ieșit ce a ieșit. Nu, trebuie să te întreb ceva de Suedia. Uh, mai este un chitarist celebru, fost oboșar la timpuri noi, ulterior chitarist la Partizan și compozitor, Răzvan, căruia se spune suedezul și el locuiește acolo. Am avut și cu el această discuție, trebuie să o am și cu tine. Uh, Există un comediant american de l urmăresc, eu -l cheamă Andrew Schultz, care făcea o glumă la un moment dat în tot cancel culture-ul ăsta și spunea că uh, el apreciază egalitatea asta, egalitarismul ăsta care se pune între sexe și respectarea asta și avem, ca exemplu, Canada și mai avem, ca exemplu, echivalentul canadei european, Suedia. Atâta doar că mâncarea nu e... Că nimeni nu se duce cu iubita seara acasă, ce gătim iubita mea de seara, canadian sau swedish. Contrazimă, spunem că sunt totuși niște mâncăruri bune suedeze jos pălăria și că nu le știm noi, da, tradiționale. Vreau, vreau să spun că în Suedia acum poți să mănânci mâncare din mai toată lumea, pentru că Suedia a devenit mult, mult mai pestriță decât... Era prin anii 80. Și asta voiam să te întreb. care e diferența? Da, există. Exact, adică, dacă vrei, te duci la orice fel de restaurant cu orice fel de profil. Da, al lor, tradiționalul lor. Da, să știi că au o mâncare foarte bună. Nu, eu nu. Ce? De, curios. de toate. Noi credem de multe ori că. De exemplu, sarmale, zi, ce e mai românesc decât sarmale, dar yeah, su su suedezi au și ei o chestie care este aproape la fel și se cheamă col dolmar. Col este varză, pentru că folosesc la fel varză și arată exact. Singura chestie că noi avem varza murată. Ei o fac din fierb, probabil, varza, ca să fie mai moale și nu... Și fac și din astea sarmale în foi de viță. Deci găsești multe chestii similare. Ți-a luat mult timp să înveți limba asta imposibilă? Mie mi se pare imposibilă. Mi se pare că viața e prea scurtă să înveți suedeză, chiar și germană. Nu, adică sigur că după ce eu eram aici mai mult decât cunoscut la 33 de ani, făcusem cam tot ce se poate face în materie asta de turnee și fusesem în toate scenele, mari și mici, din toată țara, pot să spun cu mândrie. M-am dus în Suedia și brusc nu mai știam pe nimeni. Deci nu de la zero, de la subsol, minus, nu știu cât. Deci am ajuns <gângh> în pe 5 mai 1990. Gândește-te că în, în 92 deja cântam la arenele romane. Am fost acolo cu același... La Rock 92. cu același clăpar cu care o să cânt și în Adică... Ai cântat în deschidere la Gillen sau la Iorai am cânt, Păi da, au, fost în aceea seară, au cântat... Nu, au fost două serii. o seară a fost Iorai o seară a fost Gillen. Iorai pot să spun că au cântat pe orga noastră, că am venit cu orga Hammond tocmai din Suedia, Ca aici nu... Nu era, nu, nu era. vremea. Noi am cântat după Gillen. Da, noi, A, am okay. cântat, noi am cântat în seara atunci, în seara cu Iuraiah Hip. Așa, scuze-mă cât am trup. Da, și asta vreau să spun. Deci, dacă eu am ajuns în Suedia 90-92, deja cântam aici cu trupă, și în anii aia, din, adică în perioada asta, am cântat în Suedia o grămadă. Deci, mi-am făcut trupă la câteva luni după ce am ajuns acolo. A fost tot o coincidență nu ne cunoscând pe nimeni acolo, la un moment dat un tip mi-a zis, vezi, du într-un loc, un fel de club, cum aveam și noi aici, care era nou, nou, stă mai se deschisese, și a zis, acolo o să găsește alți tip care cântă, repet, au trupe, sunt așa, și așa intri în contact cu ei. Aveau și studio de înregistrări acolo și știu că cineva se imprimase asta Carlos Santana, o piesă care se... Asta o piesă instrumentală, Europa. Îți sună telefonul Nelu dacă vrei răspund eu. Și eu am zis, uite, dacă mă lăsați, dați-mi o zi și vin și o imprim eu. Și așa am făcut. Am venit, am imprimat-o și au rămas foarte impresionați. Azi, Dar azi, cât a... ți-a să învezi limba? Că asta mă B ce mai întâi înveți, da, dați-mi pâine, dați-mi, nu? Da, nu știu, să zicem că după un an de zile vorbeam prost, dar vorbeam, că mm. eu sunt așa un, un individ care vreau să fac, atunci fac bine, prost, nu, nu, nu mi-e rușine, nu sunt așa de pe dan să zic, da, oleu, dacă zic acum și sună greșit, da, 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 ce înțeleg. mă fac? Eu nu, dar și îmi poate... place, dar niciodată, vezi tonul lui, Tonul lui în, este tot românesc. Alții stau de doi ani în Italia sau Spania e un nebunesc și stâlcesc româna. El vorbește ca și înainte. Mai să stâlcești italiana să vorbești românește cu accent italian mi se pare da, infinit mă, așa. mai ușor decât să vorbești nu, românește cu accent suedez. că Cei e care italian. schimbă un pic după 2 ani când vin în țară. El a stat atâția ani, de 30 ceva de ani. Îl vedeți că vorbește corect românește și nu se vede tonul A, de suedez. Încerc, mă străduiesc. Hai, mă cum nu se vede tonul <coughs> de suedezi. Nu, mă, e, glumesc, nu, Dar eu, cum v-am zis, eu cum? vorbesc și acasă românește și am trei fete, le-am le vorbit românește de când s-au născut și sigur că cele mari, de-a lungul anilor, eu le vorbesc în continuare românește, dar ele îmi răspund în suedeză. La fel, ele au alt caracter și le frică să nu spună și să sune ciudat, să facă ceva greșit, și atunci le e mult mai ușor să-mi răspundă în suedeză. Dar, dar cea mică vorbește fluent românești. Se întâmplă multora dintre oamenii care se mută într-o altă țară să aibă la un moment dat acest sentiment de dezrădăcinare, căci nu-și găsesc locul sentimentul de acasă, nici în țara respectivă, dar nici aici, de unde au plecat și unde ar fi fost acel eventual acasă nu se mai regăsesc. Ai, ai trecut vreodată prin da, nu, asta, povestea asta? Asta e o chestie foarte adevărată și o asociez cu povestea aia, știi tu, cu... nu mai știu exact cum de se chema, cinare, cu, ce Cum de. se mai cheamă povestea, dar era când fata se căsătorește cu prințul și prințul îi spune, uite, totul este extraordinar... A, era ce, cred că tinerețe fără bătrânețe de și, și viață, fără de, de moarte. Și era asta că, dar nu te duce peste mai încolo hotar, acolo dacă te duci și nu e bine. Și fata stă, stă, și la un moment dat, așa. La fel este și cu plecarea și cu dezrădăcinarea ce spui tu. Eu nu o să fiu niciodată suedez, pentru că n-am cum să fiu suedez, că eu v-am zis, sunt român, dar cei 32 de ani de stat acolo m-au făcut să, să. să mă dezvolt într-un fel în care un român care a stat aici 30 de ani să n-aibă partea asta care o am eu, adică partea suedeză, care o vrând, nevrând de-a lungul anilor o ei. Și eu nu zic acum numai părți bune. Zic, în general, părți și bune și proaste, dar care le ai numai trăind în Suedia. Uh -huh. Iar dacă m-aș muta mâine aici, aș trăi că eu sunt un tip care mă adaptez ușor, și nu... dar mi-ar lipsi foarte, foarte mult anumite chestii care le am în Suedia. Bănuiesc un tip de funcționare corectă a lucrurilor. Adică, multe chestii care trăind acum aici, și îmi dau seama cât de importante sunt alea care le am în Suedia. Uh -huh. Și îmi lipsesc dacă stau aici normal. Dar la fel cum. A, 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 a asta nu aici Suie... vorbești doar de confort sau de. de nu știu mai de. Mult de, de și de felul lor de a fi, care uh -huh. mulți zic că sunt regi, că sunt nu știu ce, că sunt, dar așa cum trăiesc ei. Calitatea vieții este alta. Nu știu cum să vă spun. Media de viață a unui suedez este mult, mult mai mare decât media de viață a unui român. Numai așa o chestie. Pentru Bun. că știu să se menajeze mai peste tot. Funcționează statul cumva, mă rog? Aici cum... este mai degrabă invers. Dacă unul poate să spună să-ți dea un șut în fund sau o piedică sau nu știu ce, undeva, și în, și în circulație, vezi. Asta e descrie foarte ușor viața. Vine unul, tu mergi frumos și cum vine altul ca să și... Fără niciun fel de... că nu câștigă nimic. După care la 10 secunde să se mișcă pe banda cealaltă care... Așa ceva e foarte greu să vezi. Acum ți-am zis că s-a mai împestrițat treaba și acolo și se mai strică treaba, din păcate, și în Suedia. Nu mai e cum era la fel de o multă ordine. Și cu, bune și, cu toată lumea, și cu bune și cu rele, și cu bune și cu rele, adică atâția oameni care vin din toată lumea și se stabilesc în Suedia vin și ei cu părțile lor bune și cu părțile lor proaste și de multe ori suedezii trăind împreună cu ei învață și chestii care deci lumea în general și România din punctul ăsta de vedere da, cum să spun eu, aici n-au venit foarte mulți oameni de peste tot, cum s-a întâmplat cu Suedia, numai că... Când... Bucureștiul a devenit mai păstrit în ultimii da, ani, și și fără precedent da, da. mi se pare. Mă rog, asta presupune pe partea de globalizare. Dar eu ți-am zis, adică nu întotdeauna sunt părți rele, de, sunt și bune și rele. Uh -huh. Într-un fel, ce să zic, Asta trebuie să acceptăm, pentru mine pământul ăsta este al nostru. Și fiecare are dreptul lui să se stabilească unde vrea. Asta e partea frumoasă a lucrurilor. Când nu mai era ca pe vremea lui Ceaușescu, nu puteam să plecăm nici în Bulgaria, cum ți-am zis. Când treceai, când treceai ți minte când am plecat prima oară, prima oară am ieșit din țară, a fost cu roșu și negru. Asta era întrebam mai, mai devreme, da? Ba, nu, era cu, ba, cu baba când tu nu erai, ai -a, venit -a, după aia. Am fost la făcut turneu în Bulgaria și când la Giurgiu, acolo, la graniță, băi, au, au, venit cu, 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 câinii prin vagoane să ne miroase, să ne... Parcă cine știe ce... Iar... Ah, nu mai vreau să-mi aduc aminte. Plecăm... Treabă de autoritate, nu? Ple plecam în, în Bulgaria, deci cum mai sărit din la Câmpuț. Și... Uh, Plecatul, hai să zicem, în Bulgaria, mi sunt vagoane, deci presupuneam că erați în tren. Da, în tren. Uh, Aveați un sac cu haine, plus cutia nu, de la chitară, plus amplificator, și, și sau asta Și, pe Aul, pe și, și ăsta nu le dădeau de voie să coborând în vagoane și tu dan săracul vedea cum îi aruncau ăia gaosurile, nu ți minte, difuzoale și asta să facă da. atac de inimă că îi aruncau ăia <gură> boxele. Vremuri. Micile bucurii ale vieții. În general, eu mă oferesc de, de scandaluri și de treburi de astea de cancan -can și de asta am tot. Uh, am tot ferit de acest subiect, mai ales de câte ori a venit nelu aici. Dar trebuie să vă întreb și acest aspect. Uh, măi, cu Cristi Minculescu, amândoi ați petrecut foarte mult timp din viața voastră și ați făcut niște proiecte, tu ai făcut și un proiect separat la un moment dacă că el cântat doar amândoi, eu, cred că niște cover-uri, am văzut niște cântări foarte, foarte izbutite altfel. Fiecare a luat-o pe drumul lui, așa stau lucrurile, dar nu, nu după atâția ani de Prietenie și din situații de, prin care ați trecut împreună, unde a fost și bine, dar a fost și greu. Nu aveți regrete? Re, repet, exclusiv la nivel uman. Eu n-am niciun fel de regret. Ce să spun? Eu, la rândul meu, am făcut un pas, eu zic, pentru mine. Pentru că în viață câteodată n-ai încotro. Trebuie să fii un pic și egoist, adică să te gândești la tine, zic eu. Păi dacă te e bine, ești și la altora în jurul tău Așa, bicei. să spunem. E, e, probabil că Iris, sau mai bine zis Cristi, nu, nu mai a niciodată că eu am plecat de la Iris după primele concerte care noi le-am dat cu el și care au avut un, un succes enorm. Era asta evident că noi, dacă nu eram la oraia o forță, la nivel național, să spunem, cel puțin în București, era clar, praf de pușcă, adică dacă ne puneai pe scenă. Iar eu, la oraia am plecat la roșu și negru, dar din motivele mele strict personale, pentru că eu, eu lucram în perioada și, și aduce aminte și Nelui, și el lucra, eu lucram și aveam contract. La job, aveam, job, aveam job În afară că eu cântam și asta, nu eram profesionist, pentru că la vremeaia, după cum știți, dacă nu aveai atestat și nu aveai servici, era clar caz de pușcărie. te întreba cineva, ea da, arată-mi legitimația unde lucrezi. E de necrezut că pă, acum e invers, sunt o grămadă de șomeri care ar vrea să lucreze, și n-au unde. Uh, și nu vorbesc de România, așa e peste tot și în Suedia și în toată lumea. Pe vremea aia era invers, dacă te prindea miliția că n-ai carte de Cun muncă așa. undeva, era, puteau să te ia. Și eu nu aveam atestat, deci nu eram liber profesionist și aveam și contract să lucrez la electromagnetica Trei ani de zile, pentru că am făcut școala profesională electromagnetică, unde am devenit montator, reglăr, testăr, aparatură telecomunicații. Asta scria în cartea de muncă, conform nomenclatorului. A, așa. Și sigur, erau chestii cu electronică, mie îmi plăcea în principiu, dar eu voiam să fiu chitarist și nimic, și n-aveam cum decât să... Dau acel examen și asta și într-o dimineață mă trezesc la ușă cu cine credeți, cu toată formația uh, roșu și negru. Adică Dan Bădulescu, la oraia, Tudan normal și cu Dorel Vintilă care trăiește și el în Suedia de mu foarte mulți ani. Au sunat la ușă, de ce? Pentru că Dan Bădulescu fusese și el la Petio Fișandor și mă văzuse pe scenă și a plăcut foarte mult și a făcut capul mare lumitică, chitaristul ăsta trebuie să-l avem, ăsta este bun și arată bine pe scenă și tu, Dan, habar n-avea cine sunt, dar în orice caz fusese convins și a venit la mine acasă și aproape că m-a cerut la mama <laughs> cum să spune, cum că și-a spus doamnă, noi suntem profesioniști și noi câștigăm bani, ce nu așa cum fac ei. Prin așa ți-e, așa, așa era statul? era și el, era, noi suntem așa și îl facem pe băiatul, așa, îl ajutăm cu relațiile noastre, așa, să devină profesionist, să așa și m-au convins. De, de ce? Pentru că eu Eram sigur, pe ce știu eu și asta, dar totuși roșu și negru, dacă vă aduceți aminte, aha, aveau o istorie cu Nancy Brandes, cu Țăndărică, care cu... erau mai mult decât cunoscuți în toată țara. Și chiar dacă la ora... Și știu că... Și au fost și suflători, și adică erau conservatoriști, erau, știau muzică și la mine întotdeauna nu aveam niciun complex, că nici acum eu Adică eu niciodată n-am făcut vreo școală de muzică și asta, dar vreau să vă spun cu mândrie că de ani de zile sunt profesori cu același salariu și cu același status, cu toți ceilalți colegi care toți au, se cheamă Music högskolan și care este cea mai mare școală, cum ar fi conservatorul aici, numai că acolo... Nu există numai secție de muzică clasică. Poți să faci jazz, poți să Sau faci populară, orice. Da. poți să faci ce fel de muzică vrei. Deci aia sunt tipi școliți și care mă respectă foarte mult și mă iubesc și n-au nicio treabă că eu n-aș avea diploma aia. Că eu le-am spus, domne, eu vin cu drag. Ei au venit la mine și m-au întrebat, vrei să fii profesor la noi? am zis, da, dar eu n-am diplomă. Și a zis, noi am văzut ce postul să face, au venit la un spectacol într-un club de ăsta de mare nume, Fashing se cheamă, unde l-am văzut pe Frank Gambale, să cântă mai spre jazz, așa acolo. Și a zis, nu ne interesează pe noi hârtia. Și normal că m-au trimis la niște cursuri din asta de pedagogie, ca să aibă probabil și o hârtie acolo dacă întreabă cineva. Plus că sunt da, importante și cursurile. de. Da, sigur, dar da, da, nu pot să spun că m-au învățat ceva, ceea ce nu știam deja. Uh, și nu mai știu ce despre ce Plecasem vorbeam. Pleca să la regretul de prietenie. Dar ai plecat la roșu și negru. Când a, așa, eram la roșu și negru acum, da. V-am spus de ce uh, am făcut eu pasul ăla și mai mult decât atât, scopul meu de la bun început a fost ca să-mi fac eu relații, să devin profesionist și să mă întorc la Iris. De fapt, eu așa și am și spus lui Nelu. El a fost singurul care... De ce am spus lui Nelu? Pentru că Nelu era, de fapt, pentru mine Irisul de la început. Da, omul Nelu... care a făcut trupa. Cu el am făcut trupa și cu Emil. Emil nu mai era. Deci el era omul meu de încredere și am zis, lasă-mă să fac, știu exact de ce, e ca la șac, te gândești câteva mutări înainte ca să poți să faci ce-ți trece prin cap. Și după, cred că niciun an, cred că a fost, ai venit și tu la roșu și negru. Da, ah, câteva Microfonul. După câteva luni. Mulțumesc. Așa. Da, și așa a și fost. Noi am stat la Roșu și Negru o perioadă relativ scurtă. După care ne-am întors la Iris și am făcut trupa să devină cunoscută așa cum voiam noi în întreaga țară. A fost primul pas care l-am făcut noi atunci. Am făcut e adevărat turnee cu nume mari din de la vremea respectivă cu Gil Dobrică. Cu Dida Dărgana am cântat, cu, cu, Sorin Chifiru, Așa, deci de uh, <coughs> mulțumită acelei perioade cu roșu și negru, aveam contactele care ne trebuiau pentru că era un impresar în partea aia, în, pe partea de sud. Da, trebuia să înțelegi cum funcționa sistemul atunci. Șuteu, cu Sibiu și cu partea așa și noi aveam relațiile necesare și am făcut uh, trupa Iris cunoscută în toată țara. Da, întrebarea mea asta era: după atâția ani în care ați trecut și pe bune și pămârâle, nu. De... Da, s-a pierdut o prietenie, mă gândesc. Da, nu, bă, eu sunt prieten și în continuare, după cum vezi cu Nelu, și lui Cristi nu-i por nicio pică. El, când. La un moment dat eram eu pe aici prin țară și era chiar foarte, foarte bolnav. M-a invitat la el acasă și mi-a zis Nuțule, eu o să plec în Germania pentru că trebuie neapărat să fac operația asta de ficat. Și da, te rog din suflet să nu spui la nimeni că el încă nu spusese colegilor de la ei. Zic, băi, îți promit că nu spun nimic. dar când vrei, dacă tot faci pasul ăsta și așa, eu am o trupă foarte bună în Suedia, și dacă vrei să facem ceva împreună, zic cu drag, sigur că da. După care el pleacă de la Iris, ajunge în Germania și, în loc să mă sune pe mine cum am stabilit, eu am și uitat de chestia asta. Zic, e treaba lui. Poate nu mai vrea să cânte, poate și-a găsit alt job în Germania, lumea se mai schimbă. Și țin minte că era socrul meu la mine în Suedia și să mai, ne mai uitam la programe de televiziune din România și era chiar de revelion. Și îl vede pe Cristi cântând cu o trupă care vine fugind la mine și a zis Nuțule, eu nu mă pricep la muzică, dar mi se pare că Minculescu cântă cu unii și sună, cum zicea săraca sor mea, casă arsă. Și, și fug la să vă când văd acolo, nu-mi venea să cred, era ceva jalnic, o chitară foarte dezacortată, totul prost, el cânta fals, zic, ba, mă, ce face, de, 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 de ce cu ăștia și de ce n a dat niciun semn? Și m-a răzit, iată, treaba lui. Și uită chestia asta, el a tot venit cu aia prin România și pe unde se ducea, strica își strica numele, pur și simplu. Și când, într-un târziu, a realizat, sau i s-a spus, s-a fost fătuit, nu știu, că m-a sunat, nu el, ci Paul Nancă, și, băi, nuțule, că, uite, s-a întâmplat așa și că... de -a zi mă, eu am vorbit cu el, i-am spus clar și acum mă sunați după ce ați făcut nenorocirile alea, zic eu, e, e ușor de stricat e foarte greu de reparat și zic ce, ce, să fac eu acum? Zic și mă sun tu, nici măcar nu mă sună el. Zic de ce chestiile astea? A, nu că să te sună și el. Și până la urmă m-a sunat și zic băi Cristi, zic ce să zic, am vorbit o chestie, tu ai făcut altă chestie, zic vin în Suedia, zic dacă că așa mi-arăți măcar că vrei și că nu că vinci. Și a venit în Suedia. Era în continuare foarte bolnav. Le-am zis la băieții cu care cântam, deci nu, e, nu sunt cei cu care cânt acum, aveam o trupă, se chema Led Boots, le-am zis, bă, vine un solist cu care am cântat eu și unul dintre cei mai buni în România și am făcut piese, am imprimat și după aia urma să cânte Minculescu al meu și zic, hai cântă, ia pus microfonul în față și când a început să cânte, se uitau să la mine și băi, ai zis că e cel mai bun solist vocal. Cânta foarte, foarte rău. Era și am zis, da, mă, fraților, dar e bolnav, zic, el are motive și corpul, zic, instrumentul e instrument, dar vocea este într-un corp de om, el nu face bine, nu are cum să cânte bine. Și mă rog, a zis, bine, hai să... După care am făcut perioada aia de turnei, concerte pe aici prin România, mulțumită lui Paul Nancă. Iar el, noi, când trupa suna foarte bine, tot zicea, bă, dar sună foarte bine, dar el nu mai poate să cânte. Și nu mai poate să cânte. Și eu ce, ce puteam să și fac? Și-a revenit. Și-a da, revenit între. da, după aia a făcut operația, a reușit, s-a făcut din ce în ce mai bine și când ce... eu așteptam să sunem și să vedem când e următorul spectacol sau, mă rog, grup, concerte. așa, concerte. Și nu mai sunat telefonul și îmi zic ăștia suedezi, zic, bă, l-am văzut pe Cristi, cântă cu altă trupă în România. Și zic, bă, eu nu știu nimic, nu... Și l-am sunat și a zis, bă, nuțule, că... Eu tu ai viața ta acolo și eu n-am ce să fac și pă, eu când cu rare și eu zic, bă, foarte bine, da, zic, nu puteai să-mi spui și mie măcar, că eu n-am știut nimic. Am, foarte bine, succes, baftă și asta a fost tot. Da, mai Dar sunt încă o dată spun, eu, eu, nu sunt supărat pe nimeni, dacă el a ales să i am urat succes și urez succes și acum. Nu am nicio problemă. Dar mi s-a părut totuși urât că putea să-mi spună, la fel cum a făcut și prima oară, și a doua oară, și a cincea oară, că el așa a făcut de mai multe ori. Dar eu nu sunt un tip care por niciodată. N-am ce. Observ tăcerea lunelu. <laughs> <laughs> Iar chestia asta care au făcut-o lunelu, cred că ar pune capac la oricine, pentru că Formația Iris, enl Dumitrescu, dacă e să o luăm așa, am ba mai mult decât atât, am fost și la proces aici și n-am înțeles nimic din cum s-au gândit acei domni care au, au pus acest verdict, că ba mai mult decât atât a venit și, cum o cheamă pe solista de muzică clasică? A... Ah. Doamna aceea. Doamna Fericea care Filip. fe așa. Bravo. Ca, Bravo. care ea brusc era Bravo. ea foarte cunoscătoare de ce se întâmplă în lumea rock, ea habar n-avea cum s-a format Iris, cine și ce și cum se numește, a venit ea să spună că solistul vocal ăla contează, restul nu, nu are nicio treabă și eu i-am zis bine atunci Iris 1, Iris 2 Iris Asta, asta e iar alt aspect al justiției din România. Așa ceva în lume eu n-am auzit în viața mea. Asta că au mai apărut două discuri. Uh, hai să mai vorbim o dată despre cântarea pe care o aveți împreună, pe 4 august, la Berăria H. Dar înainte, ai tu, pe 22, dacă nu mă știu. La Brezoi, da, la, Brezoi, la Brezoi. Festivalul la de la Brezoi, vineri o să cântăm uh, un set de piese proprii și ceva piese de blues, pentru că e un festival de blues. Cam cât o să fie cântarea de la Brezoi ca timp? O oră, o oră și... A 45 de minute, am înțeles. Am înțeles. Și Irisul, că voi aveți puse ori, ori cântați o oră, ori cântați ca Guns N' Roses câte trei. Nu, no, o oră jumate o să cântăm. La H, cine dorește să vină <coughs> pe data de patru trebuie să-și rezerve o masă, nu cred că e cu intrare. <coughs> Mi-a venit ideea să-l chem și pe Nuțu că tot este aici și nu l-am avut la lansare la Tu album. ești parte din, din discul nou, adică sunt niște da, chitări să... acolo. Da sigur, da, sigur că mm -hmm. am. Așa și uh, chem și pe Cristi Mical meu, Cristi Dumitrescu, uh, Andrei Bălașa va fi și el alături de noi, l-am invitat și pe el. Și o să iasă un spectacol frumos. Cred și că... mă bucur că l-am reușit să-l aduc pe Nuțu. Îl mai vadă fanii lui, oamenii de specialitate. Uh, Nuțu o are un o tip de anvergură pe scenă, știu eu. Uh, lumea, sau cel puțin în uh, lumea în general, dar uh, cu precădere în ceea ce presupune și show-bizul românesc, cred că ar trebui să se uite la voi doi. Cu un soi de invidie pentru. invidie de-aia pozitivă, nu aia toxică. P pentru prietenia care vă legă. Mă uit la voi, nu e puțin lucru. Și până la urmă vorba atâția ani împreună. Și încă faceți asta. Ceea ce de asemenea nu e puțin lucru. Da, ce să zic eu. Cu toate că N Nelu e așa de. Ți-am spus, la noi n-a niciodată n-a fost cine e șeful cine e asta, dar el era tipul cu chesti mare. chestiile practice. ți minte la când cântam la Costinești, aveam mai multe seturi de cântat și aveam pauze între ele și și să spunem că aveam 15 minute pauză. Dar nelul meu, în loc să ne lase în pace, ne-a lăsat după 5 minute, zicea, băieți, pregătirea 1. Zic, băi, ești nebuzi, mai avem 10 minute. De Da, 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 da. Să știm noi. După aia, la după 10 minute, zice, pregătirea 2. Prima oră când a venit Nelu aici, la același podcast în studio, dar prima, prima oră când a venit aici, scoate-l așa împrejur și zice, băi, ce-i asta cu caburile astea aici? Păi, da, ești la tine la sală. Lasă-l în pace, că noi avem ordinea noastră Da, nu, dar dacă Iris există și în ziua de astăzi, eu am zis toți ani ăștia, este pentru că există Nelu. El este un sufletist și a avut atâția și atâția muzicieni care au trecut prin formația asta. Și mai știu că vicisitudinile vieții uh, v-au dus într-o situație pe amândoi. Am impresia că în același timp ați avut niște grave probleme de sănătate. M Mi se pare că sunteți bine acum sau Băi, După cum ne vezi. Nu mai bine. Facem foarte, foarte bine. Nu avem probleme. Problema mea cu nuțul. Nu e așa am fost. Eu am prins drag de el. El cred că a prins și el drag de mine. Chiar și cu Emil care nu e lângă noi. Acum... Uh, nu știu, nu am nimic ce să-i reproșez. Nu aveam probleme cu bani interne. El în, de, înainte avea mai mulți bani decât mine. Totdeauna avea bani puși frumos aici. La... Dar noi n-am avut probleme. E o onoare să... să e, te și mai prelu. relaxezi, Nelu, după ce faci milionul noi, de noi am avut, Noi am avut anumite teorii despre viața muzicală și s-a dovedit să semănăm. Și noi ne-am construit boxe, Jimmy Hendrix și-a construit și el boxe, dacă citiți, în tinerețea lui și-a făcut boxe ca să aibă pe ea sau știu ce, că nu, nu erau bani înainte. Și ei umblau cu câteva reflectoare în anii 60-70, că nu erau ei unii dintre ei. Dar noi am avut o anumită gândire sau și eu și am rămas cu aceeași gândire și cu, și cu strategia pe care trebuie să aibă o trupă. de s-a întâmplat ce s-a întâmplat în 80, când și el și eu am plecat, pentru că în momentul ăla s-a întâmplat ceva în, și în trupa noastră și în lumea muzicală. Dacă nu făceam o schimbare, să găsim oamenii să se ocupe de noi, manageri cum a spus cei de la Sibiu, erau șefii, ei ne-au eram pierduți. Și atunci bătai pasul pe loc. Ce făceai? Te vedeai să bei o vodcă tot timpul în centru? Noi nu făceam asta. Și noi aveam de gând să fim profesioniști și să lucrăm. Și atunci aveam pe lângă noi e, lasă o grămadă de băieți care nu doreau. oameni care au făcut performanță deci, în rock and roll Îți deci dau un acolici. exemplu simplu. Um, uh, nu ți-l mai dau că nu știu cum îl cheamă. Dar a trăit prin Belgia pe undeva îl vezi. Cum îl cheamă? Basistul Uh, Anton Hasiaș, un băiat extraordinar, dar a vrut să facă performanță, nu asculta indicațiile, era un pic indisciplinat, uh, pe scenă cânta cum îi venea, pe când eu am cântat înainte cu Martie Popescu. Da, știu, Nelo, dar ce spui tu dar, acum? Suna păi că da, dar da, tu ai la o un Nu, dar nu ai mai o de, un eu, Există o anumită disciplină În fiecare formație Asta, care da. a fi, Că e Deep Purple, că este Judas Spritz. Nu te supăra pe mine Deci da, sunt așa. niște reguli, așa ne manifestăm noi Așa trebuie să fii Și de-aia au trecut o grămadă de artiști Pe la Iris Unii s-au lăsat singuri, că au văzut că Un rog nu se câștigă bani nu, Au venit să-și facă un nume, să spună Ex așa iris, alții au stat cât au stat, dar tot ei singuri s retras dar cei care au stat și-au făcut treaba la formație aici, au luptat pentru numele de iris și să... Ui Nelu, e parte din viața noastră să ne mai caute haosul din când în când și atunci, na, e în fișa postului să facem ordine. Unii reușesc alții reușesc mai puțin. Sunteți vii, sunteți pe picioare și sunteți în continuare pe scenă. Cred că e una din cele mai mari realizări. Sigur pont. că da și eu întotdeauna am zis dacă mă cheamă cineva în România să vin să cânt, eu o să vin cu plăcere. Uh, dacă mai vii prin România, când mai vii, eu vreau să știu pentru că putem să mai stăm la vorbe oricând. Sau... Sigur, promit. Și, și, la băute, eu nu mă dau la turci. Ah, eu nu găsit. sunt atât de bun creștin ca Nelu. N-ai găsit cu băutor aici. La noi. Apă plată. Da, da, da. da. Nu? Apă la scenă și iris pentru măicuțe. Vă foarte mulțumesc că ați venit, și a fost o reală plăcere. Și uh, uh, Repet încă o dată, oamenii ăștia de aici, din fața mea, doi, au pus pe picioare uh, trupe de, de mare anvergură pe care le-a avut România. Și vorbești de holograf aici. Și cred că și de voltaj. Nu, nu eu n-am nu, cântat nu. cu voltaj niciodată. Ah, oh, bun. <coughs> e e, e confuzie. Holograf, da, din, nou, din 86. Și până în 90, când am plecat, am cântat cu ei și a fost o perioadă extrem de frumoasă din viața mea. Abia aștept să fac am, pe scenă. Uh, pe scenă pe scenă oh, în general, dar mai brezoi, ales acum pe, pe, 4 august. Pe 4, da. pe 4, august la Brezoi n ajung, din păcate, de Da, 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 am înțeles, am înțeles. A, brezoiul, no, mai, hai să mai zicem o când e Brezoiul, sunt vineri. E vineri, da. E viner, eu, vineri, 22. 22. Eu, vineri, 22. 22, vineri sunt la Iași, la un club din Iași. Deci Iris, Nelu Dumitrescu, da. este vineri la Iași. Eu, da. Iar nu sunt la, cu... la sunt Cum la se cheamă Guts and Grace. Guts and Grace. Am văzut, am văzut pe Facebook. Promo. Dar cine a dat uh, numele ăsta? Eu. Era un... Uh, disc, grace. Un discurs uh, înainte de alegerile americane și vorbea Michelle Obama despre Hillary Clinton și a spus că uh, Hillary are the guts and the grace ca să conducă țara, să devină președinte. Am înțeles. Nu suntem din păcate, de acord, dar... Din păcate... Din păcate nu s-a întâmplat. Eu, mie îmi pare foarte rău, pentru că Trump a fost un dezastru după mintea mea și... Aici nu suntem de acord și cred că dezastrul a fost și mai grav în gașca, cum zice, democrațiilor. Uite acum rezultatele. Da, bine, decât Trump era mai bine orice altă variantă, dar... E părerea mea personală. Da, normal. Sigur. Nu trebuie să fim de acord, Doamne ferește. Da, se... Deci asta, asta mi se pare iadul pe pământ, să, să avem toți aceiași Pentru opere. că întotdeauna America de Nord a influențat lumea. Uite, uite și acum ce se întâmplă. E groaznic să vezi că asta cu avortul. De ce? Pentru că Trump a pus... Acei tipi care hotărăsc viața femeilor, acum cu avortul și tot ce se întâmplă acolo, e o rușine. Mi se să pare că ne întoarcem, noi care am trăit vremurile lui Ceaușescu și știm cum era cu când erau avorturile interzise, ei acum, în anul ăsta, fa, fa, știi ce se întâmplă, nu e o mizerie. Eu nici uh, nu vreau să mai vorbesc. S-ar putea să fiu eu prost informat, dar din câte știu, de fapt, ce au legiferat uh, la nivel de. Ceea ce în Europa este și în România este, ce au legiferat și acolo pentru că nu era, era interzicea avortului după trei luni jumate. Când fătul începe deja să miște. Și știu că Na, fiecare st era fiecare stat e cum ai putea pandore. Da, fiecare stat, urmează să-și hotărească da, ce și cum. Așa, dar, și, și deja început nu știu câte state intervine da. și biserica și tot. Da, hai că noi am vorbit de muzică unde ne pricepem, dar eu, sp eu spun doar da, că ai că trei e, fete era... acum nu, că nu ne pricepem și la copii. Păi sigur că mă gândesc la viitorul da. Bun, deci 22 brezoi. 22 brezoi și 4 4 august. Da. și 29, Ne, ne oprim 29 ce. luna asta, săptămâna viitoare suntem la Vulcan. Vai de ce? Da un club. Vă Am înțeles. Nu vine un să orașul Vulcan. În orașul Vulcan. Dar unde sunt un... La un Petroșani undeva se, Vulcanului se, se parte, uricani, ce-o fi pe acolo, nu mai știu. Uh, și e vulcanic, oricum, e o chestie vulcanică. E în zona cu Petro... Valea Jiului, nu prea vorbim, e o zonă foarte frumoasă, Cred că prin zona aia. Dar ce, știi ce trebuie să fie eu, fascinant? Publicul acolo. Da, acolo cântam pe vremuri, pe vremea lui Ceaușescu, erau mm. cele mai minunate concerte. Erau oameni amărâți și veneau la concerte. Și aveau un, 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 un smanez, cum spunem noi, extraordinar. Ca și în Miercurea Ciuc, ca și în Târgu Mureș, erau niște concerte vai de capul meu. Vai ce Era altă efervescență. Veneau și mineri și asta, și, mm. și ascultau aveam pe cu Costas care stătea la mixer acolo și știi, oamenii, Aha. normal că nu aveam ce treabă cu rocul, dar veneau că altceva nu exista și plecau de acolo convinși și spunea asta Costas au plecat așa și spuneau clar, nu că glumă băi ăștia sunt nebuni ăștia sunt nebuni cam ah. asta, dar rock roll. da am pus amprenta, vreau să spun, prin toate orașele, mari și mici. A, asta știu. Asta, asta știu. Este oh, de dă meni, multă, evident. multă, e, lasă că și satisfacțiile pe măsură și nu vorbim de bani, ci aici, la Corazon. Sigur că. Că bănuiesc că nimic nu se compară totuși cu momentul ăla când ești pe scenă și ai schimbul ăla de energii cu publicul și, și intri... Uh, uh, în engleză sună mai bine, intri in the zone când mergi cu muzica, știi, intri în, în treaba aia. E, e un melanj foarte... care nu se întâmplă mereu, ca asta spun și Iris a reușit să facă asta de foarte multe ori. Vorbesc exclusiv de scenă. Da, e greu da. să faci și el ceea ce am făcut noi, pentru că întotdeauna am avut o sabie deasupra capului la comuniști. Deci întotdeauna tu cântai, dar întotdeauna exista, o mâine om mai exista, cumva, pentru că oricând trebuie se putea să fie să cineva de la colțicul să zică, băieți, din nou, la revedere. Trebuie Hai. să fie ceva și în celălalt tare la balanțe ca să meargă treaba, așa? Știi? Da. Lucrurile trebuie să stea așa, că dacă nu stau așa și stau drept, am murit și atunci, na. Da. Și bă, am un, Da, mi l-au luat copii, am un joc Tetris aici, rusesc, e, e o regulă care mi-a plăcut acolo foarte mult. If you fit in, you disappear. Știi? atunci e caz. Vă foarte mulțumesc că ați venit, Mulțumim a fost o și, și eu vă iubesc. Și noi. Pa, Pe pa, pa, pa bună. La, revedere. la, -da, la -da. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.